Hai să intrăm pe... Să vedem cum intre cineva. Bună seara și bine ați revenit pe live! În această seară mă aflu alături de domnul Lache Titel. Tocmai am terminat de filmat un material pe care o să-l postăm săptămâna viitoare, nu știu exact când. Și acum vreau să luăm câteva întrebări, dacă aveți întrebări pentru noi, în ceea ce privește legumicultura în general, dar în special despre răsaduri, pentru că este perioada de răsaduri. Eu am o problemă la semnal. Se vede bine? Se aude bine? Bună seara, domnul Nuzruțu! Bună seara, doamna Adriana! Bună seara, domnul Constantin! Bună seara, domnul Silviu! Mulțumesc pentru confirmare. Bună seara. Vă aduceți aminte, în urmă cu vreo două săptămâni am fost în vizită la domnul Nache. Am făcut un videoclip acolo care a fost foarte apreciat de urmăritori. Bună seara, domnul Victor Bocea. Salut, muște artificiale. Să rămâne doamna Meri Meri. Salut, Claudiu! Nu știu, cred că e prima dată, dar v-aș ruga să apăsați și noastră butonul de like și care puteți să dați distribuire la acest live. Aș vrea să fim mai multe persoane în seara aceasta să asiste la discuție, pentru că avem un profesionist lângă noi și este păcat să nu profite cât mai mult oameni despre de acest lucru. Îți merge netul? Da. Până la urmă, în ce stadiu ești cu răsadurile? Păi acum am toate aproape, undeva la 90% din aromatice germinate deja. Aromaticele? Deci tu încep cu aromaticele? Da, prima oară încep cu aromaticele. Adică aveam o perioadă liberă acum și am preferat să umplu cu ceva. Și am găsit varianta aromaticelor, da? Și am deja undeva la 90%. Mai am salvie și... Încă un produs, parcă, care încă n-a germinat. Bine, perioada e mai mare și de-aia. Dar în rest am toate răsadnițele full. Acum. Abia aștept să le răpic. Ca să eliberez pentru legume. Acum, ca să câștig timp... Păi tu răsadnițele, le răpici direct? Da. Le răpic. Și le ții în spațiul acolo, mai mic, unde încălzești, nu? Acolo, deci, scot alveola de 104, o răpic în 32. Și folia aia despărțitoare, o mut câteva arcade mai în spate și încep până ajung cu folia la jumate. Când am ajuns cu folia la jumate și am deja jumătate de solar, atunci pornesc și cealaltă sobă, da? O întorc pe asta invers, ca să fie față în față și dau drumul în tot solarul atunci. Ca să economisesc carburant, de-aia fac așa. Bună seara, domnul Gică, să rămâne doamna Stella, să trăiți domnul Cristian Ghiță. Avem aici o întrebare. Andruța Pintilie întreabă, la ce temperatură minimă ținem răsadurile de roșii să nu se alungească și cât de rar odată? Aici, cât de rar odată, este exact cum a zis și doamna Magda, da? Când uzi turba să negrește, atunci este maxim, da? Deci ea se usucă, schimbă culoarea,
Deci când se descurde, schimbă culoarea la suprafață, trebuie să udă. Trebuie udată, da. Acolo... Iar cu temperatura, aici este un pic mai complicat, că depinde de temperatura care o ai de peste zi. Dacă peste zi ai călduri mari și, practic, acolo nu poți să controlezi și îți crește planta, tu seara atunci trebuie să stai mai liniștit cu temperatura, undeva la 8-10 grade, cam așa, nu o ridici prea mult, pentru că îi dai drumul prea mult la plantă. Acum, depinde, poți să mai ții și din cupru, cum ai zis, că, da? Trei. Din cupru, dar temperatura are legătură directă cu cantitatea de lumină. În primul rând, lumina, dacă lumina este bună, roșia poate să stea în 25 de grade, 30 de grade, dacă are lumină, foarte bună. Dar dacă nu are lumină, lipsește unul dintre cei mai importanti factori, atunci se alungește. Deci trebuie să fie un echilibru perfect între umiditate, lumină și temperatură. Ca proces, în cazul în care îți pleacă prea tare, da? Încercați să mai mișcați alveola, că ea de obicei dă rădăcinile, să înfige în sol, trece și prin agrotextil și pleacă foarte tare. Tu mișcând alveola, atunci practic îi întrerupi hrana un pic. Asta este un lucru, ce ai spus tu acum cu mișcarea alveolei, că s-a rădăcinat. E un lucru pentru noi. Oamenii care ne întreabă pe noi aici, fac răsaduri în casă, dacă fac în solar, sigur știu de înrădăcinarea plantelor în sol. Am avut foarte multe întrebări pe în acest sens, că cum se mai înrădăcinează dacă pun agrotextil? Știi că au văzut că peste tot am agrotextil? Da. Dar prin agrotextil se înrădăcinează. E adevărat, roșii ardeu mai puțin, pentru că rădăcinile sunt tinere și n-au putere să treacă. Cel puțin în prima perioadă de vegetație, dar dacă răsadul îmbătrânește acolo, se înrădăcinează. Da, da. Plantele aromatice e normal, pentru că pui multe semințe în cubul ăla, sunt multe rădăcini și da, pleacă. Plus că tare. La tomată, rădăcina bătrână, eu întotdeauna sfătuiesc da, cei care cumpără răsad să o bage cât mai adânc în sol, pentru că îi dă altă rădăcină, rădăcina adventivă din tulpină. E rădăcina adventivă, e rădăcină crudă, tânără, care are dor de viață și vrea să hrănește, să hrănească. Deci și atunci bagă foarte multă hrană în plantă. Un răsad corect pentru plantare trebuie să aibă peste 30 de centimetri, 30-40. Da, perioada optimă a răsadului o mai faci și din cub, din mărimea ghivecii cubului. Da. Da, ce spun eu. Avem aici câteva întrebări. Salut pe toată lumea, salut Vio Ioan. Muște artificiale ne întreabă, vreau să vă întreb, se merită să fac o răsadniță tip solar, un 3x4 în interior cu rafturi pentru răsaduri neîncălzit, pentru producția proprie, să nu mai stăm cu ele prin casă? Aici o să vă răspund eu, 3x4 înseamnă foarte mic. Dacă folosim acest spațiu în luna februarie, când temperaturile poate să se ducă lejer la minus 10 grade, asta înseamnă că suntem în margine cu tot. Rafturile obligatoriu să vină pe margine și suntem în margine. Deci cu cât suntem mai aproape de marginea solarului, temperatura o să fie mai mică. Din 3 metri, eu unul aș folosi mijlocul și nu știu, o singură linie de rafturi, care să fie poziționate în așa fel încât să bată lumina pe toate răsadurile și în felul acesta, fiind pe mijloc, putem să le și învelim. Pentru că la minus 15 grade, chiar dacă spațiul este mic, fiind foarte aproape de margini, de exterior, tot spațiul este foarte aproape relativ de exterior, o să fie foarte greu de încălzit. Da, eu aici am o altă opinie, diferită, da? Întotdeauna am sfătuit, decât să stai să muncești, să-ți faci tu răsadul, să investești în sămânță, în timp și în ce vrei tu, niciodată nu o să reușească să scoată un răsad ca al meu, odată cu al meu, pentru că eu semăn acum ianuarie, da? Iar ei, cei ce fac pentru consumul propriu, nu seamănă acum ianuarie, pierde timp, da? O să semene un pic mai târziu, automat. Eu o să am răsad mare, el o să aibă răsadul mic, o să-l planteze mai târziu, da? Plantându-l mai târziu, da? O să iasă mai târziu cu fructe, să mănânce din ele și între timp își cumpără din piață fructele. Și tot acolo ajungi. Cu ce bani dai pe fructe,
din piață, cu ce mai bagi în semințe și cu ce mai... Da, tot la afacere ajungi. Eu vreau să-i învăț să-și crească răsadurile singur, deci e o întrebare pusă pentru mine. Deci, eu vreau să vin în sprijinul tuturor care au întrebări și vor să muncească, să-și crească răsadurile singur. Și cam în direcția asta mă duc eu cu sfaturile. Sărut mâine, doamna Iani! Când începeți dumneavoastră semănarea răsadurilor de ardei și tomate pentru câmp? Pentru câmp, la sfârșitul lunii februarie, undeva pe 28, 29, 30, cam așa, îmi ia undeva la 2 zile, 3 maxim. Semănatul pentru câmp, da? Da. Deci, dacă tu recomanzi, cam când recomanzi plantarea afară a ardeiului? Vorbim de... aici nu depinde de mine. Plantarea ardeiului afară, normal el se plantează după Sfântul Constantin și Elena. Da? Dar depinde foarte ce mult de... Pe ce dată e? Că nu știu. Nu știu ce să zic exact. Dar așa am eu în memorie, știi? Dar asta depinde foarte mult de climă. Nu poți să zici o dată fixă, plantezi pe... Da? Da, eu am învățat de la... Normal, la începutul lui mai știu că se plantează, da. Dar depinde de climă. Nu poți să cam așa dai un am sfat fix. Cam așa am încercat să eu clienții pe care i-am. 23 aprilie începem plantarea afară. Dar plantarea nu începem cu ardeiul și cu vânăta și cu castravetele. Începem cu roșia. Punem roșiile pentru că la roșii le place un 4-5 grade noaptea. 23 aprilie fiind Sfântul Gheorghe. Da? Deci după Sfântul Gheorghe plantăm în grădină. Punem roșiile după Sfântul Gheorghe și ardeiul punem ultim. În care de Sfântul Gheorghe? Pe 23 aprilie. Ah, înțeles. Deci pe 23 aprilie. Stai mai bine ca mine. Păi nu, asta e reperul meu și... Am înțeles. Și ardeiul după 1 mai. Bine, acum depinde și de zonă foarte mult, pentru că când ne ducem spre munte, foarte temperaturile scad. Adică în zona Brașovului sunt ani în care se plantează, am eu informații, poate să planteze și afară pe 1 mai, dar au fost ani care au plantat pe 30 mai, pentru că a fost foarte frig. Deci, în principiu, doamna Iani, eu recomand... Am pierdut comentariul. Eu recomand față de data plantării, pentru că în momentul în care vrem să ne facem răsat, avem idee sau știm foarte sigur când vrem să plantăm. Și eu am recomandat în felul următor. Pentru răsadurile de ardei și vinete să ne întoarcem 80 de zile înapoi și atunci să facem semănarea. 80 de zile. Probabil că vi se pare foarte mult, dar eu consider că trebuie să plantăm un răsad bătrân. Bătrân. Să fie bătrân. Pentru că experiența mea spune că răsadul bătrân merge foarte bine. Și pentru roșii să ne întoarcem un 45-55 de zile înapoi și atunci semănăm. Cam așa am recomandat. În funcție de data plantării, fiecare în funcție de regiune, trebuie să știe când se poate planta. Adrian Ion, ținând cont că nu sunt temperaturi negative, mai este nevoie de încălzire? Tu ce zici aici? Pentru germinare sau pentru germinare? Da, normal. Pentru germinare trebuie, bine, depinde și de sămânță, da? La varză undeva la 18, la roșie 23-24, mă duc câteodată, minim 22 ca să germinezi. Normal că îți trebuie încălzire. Bine, și hai să vorbim după germinare. Să zicem că majoritatea fac oamenii care își crez răsadurile pentru ei, fac germinarea în casă. Da? Ok. Să folosesc de temperatura bună din casă, să germineze semințele, 6-7 zile pentru roșii și după le duce în solar. Părerea ta este că într-un solar neîncălzit, considerând că ajungem cu răsadurile acolo undeva în luna martie, de solar neîncălzit, nedublat, se pot ține răsadurile într-o ramă sau, eu știu, cu niște arcade cu 4-5 straturi de agri? Eu am avut perioadă care în martie am avut evenimente nefericite. Nu poți să, practic, ești la mâna vremii, nu poți să iei de bază nimic. Nu poți să dau un sfat cuiva să facă lucrul ăsta și în martie să vină un minus 10 grade și să-i degereze răsadul. Deci eu sunt convins că tu ai avut probleme, pentru că, în primul rând, nu învelești, 1, și 2,
Și tu ești aproape de margine. Adică tu pui foarte multe plante lângă folii. Da. Și tu acolo ai avut probleme. Lângă folii, afară, lângă margine. Asta e primul aspect. Și al doilea aspect ești jos. Temperatura de jos, da. Sus. Și nu mai apar problemele, dar eu am spus, în mijlocul solarului, deci ne depărtăm de margini, tot timpul, iarna, trebuie să ne depărtăm de margini. Cât ești mai mijloc, șansele sunt mai mici să ai probleme. Da. Deci eu consider că martie se pot ține răsadurile de roșii în solar, nedublat, neîncălzit, dar ziua dezvelite s-au lăsate cu un singur strat de agril, un singur strat de 19 sau 23 de grame, permite luminii să treacă pentru câteva ore dimineața când este mai rece și după aia se încălzește de la o parte și noaptea 4-5 straturi de agril și dacă se întărește gluma, mai punem și o folie. Bună seara! Adrian Perse ne întreabă, ce răsaduri de ardei recomandați la un sol argilos? Roșiile se dezvoltă foarte bine. Ardeiul, în primul rând, ardeiul îi place foarte mult solul nisipos. Da? Ardeiul este o plantă care nu îi place așa multă apă. Da? Iar aici e o problemă că cei ce produc hobby, da, pentru acasă, într-un solar, pun castraveți, roșii, ardei. Fiecare are cerințe diferite de apă. Da? Castravetele vrea cel mai multă apă, roșia mai puțină, da, ardeiul și mai puțină. Ardeiul, normal, l-ai plantat, i-ai dat apă atunci la plantare, cel puțin 2 săptămâni de zile la el nu mai umbli. Cu cât el are mai multă apă, riscul de a intra fuzarioza și mucegai și botrite și diferite boli, da, este mai mare. De, da? Rodare, deci apă, cu cât e mai pământos, apă mai puțină. Cât mai puțină. Chiar dacă suferă, lăsați-l să sufere și îi dați câte puțin. Da? Deci se poate planta, nu știu, ardei gras, capia, iute, trebuie doar atenție mai mare. Și solul argilos puteți să-l remediați dumneavoastră cu ajutorul compostului. Faceți compost an de an, îl aduceți în acea zonă, mai veniți și cu câteva gărezi de nisip, mă gândesc că nu este o suprafață mare, la... și în 2 ani de zile, în 2 sezoane, dacă veniți tot timpul cu adauz de materiale de astea organice, o să schimbați calitatea solului. Mă confrunt cu întrebarea asta în fiecare an, în fiecare primăvară, la vânzarea răsadului, da? Toată lumea mă întreabă cum să ud? E, aici e un pic mai complicat și mai complex răspunsul. La mine, spre exemplu, pentru că este foarte, foarte nisipos, la mine motoarele merg în fiecare zi de dimineață până la ora 12 de zi. Eu ud zilnic. Acum, dacă e o persoană care are un sol pământos, nu pot să-i dau sfatul ăsta ca să ude ca mine, da? Dar tu pui folie de mucire? La unele da, la unele nu. Depinde. Păi și unde pui folie, mai auzi zilnic? Da. Și acolo? Da. Înseamnă că dai o cantitate mică. Mică, da. Păi, acum o plantă este exact ca omul, da? Tu nu poți să bei un pahar de apă acum și mai bei peste o săptămână un pahar. Cel mai bine este să dai câte puțin și des, da? Și proaspăt. Bună seara, domnul Mirumban, bună seara, domnul Marius, Carmen Mihailă, Gabriela Manea, Petrică Lurenic. Domnul Bio Ioan ne întreabă, băbește, cât mai lăsăm după răsărire răsadul în spațiu germinativ, având o singură zonă de germinare? Cred că nu prea am înțeles întrebarea. Băbește, cât mai lăsăm după răsărire răsadurile în spațiu germinativ, adică în răsadniță, având o singură zonă de germinare? Adică are o răsadniță unde germinează semințele, răsar plantele, cât le ține acolo până le scoate ca să vină cu a doua serie? Păi, eu le țin până la răpicat. Eu le țin în răsadniță până la răpicat. În același loc, nu le mut. Da? Decât că controlez temperatura, o mai scad. Deci cum au germinat, eu încep atunci să scad temperatura în răsadniță. Dar nu le mut acolo decât atunci când le iau și le răpic. Le țin și în la răsadniță. Ardei, de exemplu, durează cel puțin 5 săptămâni până la răpicare. Da, încerc să pun, da, încerc să le pun separat. Da? De exemplu, ardeiul încerc să-l pun cu țelina.
aceeași brazdă, da? Roșiile încerc să le pun separat. Adică nu pun în aceeași răsaniță. Tu ai spațiu mare de germinare și îți permite. Dar da, dacă eu n-am spațiu mare de germinare, care este și cazul meu, cum facem? Păi nu prea ai cum să faci. Păi eu spun că funcționează. Uite, eu am scos ieri. Le-ai luat și le-ai scos. Deci, domnul Vioioan, dacă vedeți, după ce o să vedeți următorul videoclip, nici nu știu că sunt prea multe materiale, dar ieri am filmat un videoclip în care am arătat nivelul la care scot ardei. Deci am vorbit despre ardei, am făcut o fertilizare, prima fertilizare la răsaduri și am scos ce mi-au germinat până acum din răsadnițe și din patul acela mic pe care îl încălzesc, le-am mutat în patul mare unde anul acesta o să încălzesc cu o aerotermă mai micuță așa, pentru că am spus și în videoclip, o să vă las să vedeți videoclipul. Eu scot și ardei, chiar și deci toate plantele care germinează, când frunzele de răsărire, deci frunzele de răsărire sunt bine dezvoltate. Se face o diferență foarte ușor între frunze de răsărire la incipiente față de cele bine dezvoltate. Se întind și ele se măresc, au capacitatea mai mare de a face fotosinteză și ne ajută foarte mult temperaturile bune de zi, mai ales dacă este și lumină. Uite, astăzi a ieșit câteva ore soarele și a fost bine. Deci eu am făcut lucrul acesta ieri, dar urmează să postez videoclip. Practic le-ai scos dintr-o răsaniță, le-ai pus în altă răsaniță. Cu o altă temperatură. Da. Uite, Claudiu de la grădina lui Claudiu ne întreabă. Am urmărit filmarea de la dumneavoastră de acasă, cred că știu unde este locația. Dacă nu mă înșel, este cum vii spre dinspre Hobaia, pe partea stângă, nu? Da. Dinspre Hobaia. Da, Claudiu, îmi pare foarte rău să știi că atunci mi-am dat seama, când am citit comentariul pe care mi l-a lăsat pe YouTube, că deja am fost la tine, atunci mi-am dat seama că eram foarte aproape de tine, pur și simplu nu mi-am dat seama. Și culmea este că chiar l-am întrebat, suntem aproape de Ciorogârla, l-am întrebat pe el. Eu nu am un simț de orientare foarte prost. Dar îți promit că dacă mai merg la el, cu siguranță vin și pe la tine. Tot Claudiu ne întreabă, ce răsad de roșii recomandă pentru cultura de câmp? Mulțumesc! Întrebare de la un grădinar organic, milion la milion. Milion la milion. Pentru majoritatea clienților mei merg tot pe cele de solar. Da? Pe da, cele... ce le dai? Ce le dai de solar? Nu cred că le dai... Country taste sau, nu știu, semințe foarte scumpe. Nu, deci cele de solar merg de obicei pe GOSM, mai am și alți hibrizi mai profesionali. Deci semințe bulgărești și hibrizi. Semințe bulgărești și hibrizi, da. Majoritatea așa merg. Răsadurile care le produc, practic, nu eu decid ce să produc. Clienții încerc, da? Bună seara, doamna Iordana Luvin. Claudiu, la întrebarea asta o să-ți răspund și eu. Eu îți recomand cu tărie, de fapt, nu îți recomand o să-ți dau eu 200-300 de fire de roșii, o loage, și prunișoare și rotunde, pe care să le plantezi la tine acolo, că tu ai spațiu suficient, să le pui și singura cerință pe care o am la tine este să le uzi, atât. Deci îți dau un hibrid de olog, nu știu, mai vorbim noi. Deci fac și o loagă. Ca să nu te mai obligi să-i pui arat, să o mai lezi, să o mai nu știu ce, bine, să o ții, să o privești de burian și să faci și tu, nu știu, diferența, știu că ai mai testat hibrid, dar să faci o diferență între un hibrid extrem de bun și gustos și un soi care te obligă să-i pui arat, are foliaj puțin, plantele sunt fără rezistențe, nu își acopere, nu își îmbracă fructul, razele solare îl distrug și așa mai departe. Pe când o roșie o luagă, își îmbracă fructul și îl protejează. Bine, trebuie să fie o zonă mai înaltă, să fie un pic bilonate, ca da, să nu stea fructul pe jos. Mai sunt și aici dezavantaje. Vio Ioan, întrebarea numărul 2. Dublarea foliei iarna. De ce nu putem dubla definitiv și modelele de solare altele decât cele cu folie inflată? Răspunde-i tu. Orice model se poate dubla, inclusiv cu clipsuri. Tu ai fost într-un solar fără folie inflată, dublat de vara? Deci să fie dublat cu folie termică. Cum am eu modelul de dublat? Vara nu. Nu. E, spun eu că dacă în mod normal solarul nedublat vara, în luna, să zicem, în mai,
în mai. Cu lateralele deschise la maxim, solarul nedublat, în mijlocul solarului măsor temperatura și am 38 de grade. E, dacă are dublura, temperatura e de 50-52 de grade. Interes? E logic, e termică. Deci, asta e rolul ei. Asta este diferența, că dublura vara, dublura pe care o facem noi cu folie termică, asta, acum nu putem să zicem neprofesională, pentru că este profesională. Dublura asta ne crește temperatura pe când folia inflată. La folie inflată este stratul de aer face o rupere termică. Face exact ca rolul, cum e termopanul, are același rol, da? Ca geamurile bătrânești și alea din lemn, că de-aia se puneau două geamuri. De fapt, nu geamul ține... Folia inflată se poate face pe solar cu clipsuri, pe solar cu șină, cum ai la... da? Pe solar cu șină de plastic, cum am eu, poți să faci pe orice tip de solar. La cele cu clipsuri trebuie să pui clips lângă clips ca să nu pierzi aer. Dacă faci calculul... Păi și la... cum să înseamnă că... Cum? Trebuie să pui clips lângă clips? Da, da, da. De fapt, dacă te documentezi un pic, o să vezi că așa este recomandat în solarele profesionale cu clipsuri, prinderea să face clips lângă clips. Cele din spate pe rotund care le am, am clips lângă clips, așa sunt puse clipsurile. Da? Îți cumperi o pompă cu termostat de la orice firmă, ți-ai montat-o și ai pernă de aer. E simplu. Da, o să apelez și eu la experiența ta la folie inflată. Eu vreau să schimb o folie anul ăsta și vreau să-mi dai câteva sfaturi. Poate mă hotărăsc să pun și o folie inflată pe solarul ăla mare. Ala trebuie să schimb neapărat, are în august împlinește 9 ani. Domnul Gică Rotaru. Pe domnul Gică Rotaru, din cauza asta vă spun eu vin în fața noastră și vă spun să vă crește singur răsadurile, să încercați cel puțin și dacă nu reușiți, suntem noi ca variantă alternativă aici. Dacă nu reușește... Bună seara, domnul Florin Budulșan. Să caute un producător de răsaduri local. Ăsta e sfatul meu. Nu vă sfătuiesc să vă duceți în piață. În piață te întâlnești cu, la mine în piață, spre exemplu, vin producători de răsaduri care vin acum, perioada asta răsadurilor, și mai vine la anul. El nu mai vine acolo. Nu mai știi la anul de unde ai cumpărat, nu mai știi ce ai cumpărat. În schimb, când te duci la un producător acasă, scopul lui este să vă câștige de client și să vă aibă și la anul. Și scopul lui este să vă dea ce trebuie, să fie clientul mulțumit. Ce alege dumneavoastră din ce oferă. Din ce oferă, da, da. Nu are voie să le încurce. Bine, pot exista excepții, adică se greșește omenește. Normal că sunt excepții, dar șansele de a face greșeli sunt mai mici, că ești foarte atent la ele și șansele să iei un răsad de calitate sunt mult mai mari. Da, bineînțeles. Bun. Domnul Naiden Florin. Câte celule recomandați să aibă alveolele pentru repicatul țelinei? Eu recomand 70. 70 mi se pare o mărime ok. Da? Perfectă. Aia ar fi perfect. Perfectă, da. 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 Deci eu am repicat țelina la început în alveole de 104 și ulterior am mărit la 84. Anul ăsta nu știu ce alveole de 84 m-am, pentru că eu am fost mulțumit de alveola de 84 la țelină. Și o să completez cu 70. Eu personal le fac la 104, dar recomandarea și cea mai corectă... Deci eu le fac la 84. Deci, da? Mă rog. Viu Ioan, întrebarea numărul 3. Facem sau... Astea sunt scrise pe hârtie acum. Facem sau nu tratamente la răsaduri? La semănare, după răsărire, până la plantare. Asta. Cum am spus și în materialul, da, care a fost la mine. Eu personal nu fac înainte de semănat, nu fac după semănat, fac când plantele au frunze adevărate, așa procedez eu. Nu înseamnă că, cum, vreau să înțeleagă toată lumea, nu înseamnă cum procedez eu e cel mai bine, e cel mai sfânt. Da? Fiecare își alege metoda lui. Eu, când cum are... învață, trebuie să experimentăm, da, prima dată și... Eu unul... Pentru că lucrez în turbă sterilă, alveolele pentru... În turbă, punct. Pentru că toată turba ar trebui să fie sterilă. Adică, da, când cumpărăm turbă, trebuie să avem garanția asta, să avem beneficiul ăsta de sterilizare și să liberă de buruieni, de semințe de buruieni. Alveolele de răpicat
sunt, cred că 90% sunt noi, da? Nu prea am vechi, îmi rămân foarte puțin că le dau cu totul. Și atunci șansele de boli, de dăunător, plus că controlez foarte bine temperatura în solar, atmosfera. Știu când o plantă are nevoie de apă, când are prea multă umiditate, când are prea puțină și nu am probleme. Atunci când au frunze adevărate, 4, 5, 6 frunze, încerc să le stropesc doar ca să fiu un păcat că clientul primește un răsad cât mai curat. Da? Pentru că sunt unii dăunători, spre exemplu, care tu nu-i vezi cu ochiul liber și sunt pe plantă. Și atunci, dând un tratament cu un insecticid cu spectru mai larg, o cureți un pic. Practic asta fac. Și ce insecticid folosești la răsaduri? Păi, cum am spus, de regulă Mospilanul, da? Depinde și dacă ai, un atac de trips, de afide. De... E foarte greu să vezi atacul de trips în răsad decât dacă ai capcane pentru nu, dacă ai adultul, se poate vedea foarte ușor. Deci dacă ai trips adult, îl poți depista foarte ușor. Nu știu, 70% din legumicultor nu cunoaște adultul de trips. Vă spun eu că nici eu nu l-am cunoscut. Și ai facultate. Nici eu nu l-am cunoscut, deci da? Este foarte greu. Chiar dacă îl vedem să identificăm ca trips și tripsul distruge practic cel mai important lucru. Foarea. Ăla intră în foare, mănâncă de acolo trebuie, și foarea nu mai da, lăsă. Uite, cu ocazia asta hai să le, și spunem, să le respunem, că știu că le-ai mai spus. Da, tripsul, el trăiește în floare, te duci frumos cu telefonul închis, îl pui sub floare, scuturi floarea și o să vezi niște gângănii mici pe ecranul telefonului. Deci dacă ăla să fie... primul semn că avem trip și trebuie să stropim. Acum, a zis Mospilan. Eu am început de anul trecut să fac răsaduri organice. În mare parte, nu o să mint, o să fiu foarte sincer, din cauza dumneavoastră, a tuturor celor care mă urmăresc pe YouTube. Pentru că nu puteam să vin în fața noastră să zic, băi, uite, dau cu Polpan, Merpan, Topsin, Mospilan de 3 ori și așa mai departe. Și am început să trec ușor, ușor la organic și chiar am reușit. N-am intervenit cu insecticide. Am folosit singurul insecticid pe care l-am folosit a fost laser, care este acceptat legumicultura organică. Mai sunt mai multe. Și o să rămân la astea care sunt acceptate în legumicultura organică, plus că încep să apară din ce în ce mai multe produse organice sintetizate. Nu putem tot să facem insecticide din, nu știu, oade, iute, cu usturoi, cu... Eu nu vreau să vă recomand pentru că știu sigur că rata de reușită, mai ales dacă avem o infestare, un atac, este foarte mică cu acele produse. Trebuie o acționare, o aplicare foarte susținută. Trebuie să... E foarte complicat. La cantitate, știi? Am un vecin care a făcut cu ardei iute și a pierdut toate florile de la rodul ăla. Și a venit... Păi a dat în flori? Sau... Nu știu cum a dat, a venit supărat, fleașcă. A doua zi a avortat tot, da, 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 da. Deci nu... Ca să înțelegeți ce se poate întâmpla, eu mai am cunoștințe de... Nu mai vă luați să stropiți după internet. Duceți-vă la un magazin specializat, fitosanitar, care cu asta se ocupă și puteți să obțineți un răspuns cât mai corect, ca să zic așa. Și, în primul rând, ca răspunsul să fie corect, trebuie să fie corect identificată problema, da? Și asta nu se poate face decât cu o plantă. Da, cu da. Plantă. Te mergeți cu o plantă, cu o parte din plantă, cu o frunză care este afectată. Pentru că ar trebui să existe acolo un microscop, o lupă mai puternică care să vadă dacă are atac de... Eu am vizit, dar n-am primit acordul doamnei inginer unde mai merg eu când am probleme foarte grave și n-am primit acordul să filmez, că dacă îmi permit odată să filmez explicațiile pe care mi le dă, e... Hai să trecem la altă întrebare, că deja s-au strâns multe. Cred că ați înțeles, domnul Vio Ioan, o variantă sunt produsele organice, există și produse chimice pe care putem să le folosim și sunt recomandate. În principal, eu am spus Folpan după răsărire, Folpan, produsul Folpan, prin udare putem să aplicăm produsul Folpan. Încercăm să ne abținem cât de mult de la previcuri pentru că aplicarea previcurului este
destul de prost înțeleasă chiar și de profesioniști din fitofarmacii. Tu ai avut vreodată probleme din cauza previcurului? Nu, am folosit mai de mult previcur, dar previcurul trebuie folosit imediat după ce e însămânțat sau când planta este mai mare. Dacă folosești previcur după ce ți-a germinat sămânța, practic o lași fără vârf. Deci, ai nenorocit să aduc mâna ta, practic, și, da? Culmea a fost că am făcut și un videoclip, am ales perioada proastă. Mi-am dat seama că și în anii trecuți au fost perioade când am ales perioada proastă de aplicare. Nu era când trebuie, erau plantele abia răsărite și bine, am șters videoclipul ăla, am revenit asupra deciziei și am renunțat la previcuri. Eu de atunci am luat frica. Tot în drum, duceți-vă la magazine fitosanitare, cum ai spus tu, cu plante. Da? Eu dacă mă duc la magazin fitosanitare, eu mă duc în zona Coribaș. Eu acolo nu e nevoie să mă duc cu plante, pentru că eu cunosc dăunătorul, știu când se mulțește, câte cicluri de ouă face, cât durează ciclul până când eclozează ouăle, știu cum arată un trip, știu cum arată o tută, adică știu ce să cer. Dar ce e hobby, când se duce la un magazin, am întâlnit la mine aici, am o gânganie verde cu maro, știi? Ce să înțeleagă inginerul de acolo să-ți dea? Trebuie să te duci cu planta, cu insecta, ca să poată să-ți dea ceva cât mai corect de aproape de realitate, da? Prinde despre insecte și vorbesc cu ea, uite asta, pasta o am. Da, da. Tot domnul Vioan ne întreabă temperatura minimă pentru paturi calde. La câte grade ținem după scoaterea de la germinare? La 7-10 grade, nu, între 7 și 10 grade pe timpul nopții, nu se întâmplă absolut nimic, vă garantez eu. Naiden Florin, la ce dată recomandați semănatul țelinei pentru plantat în câmp? Acum. Deci, perioada asta, țelina mea a răsărit și este, eu răsadul de țelină îl fac exclusiv pentru plantare în spații neprotejate. Pentru răsadul, eu nu am clienți cu solare, cu sere. Se iau comenzi pentru zeci de mii de semințe, ne arăta domnul de la ferma de legume Cristorel că a luat o comandă de răsaduri de roșii și ric, nu ți-am spus. Deci a luat o comandă de răsaduri de 25.000 de fire de roșii și ric, cu semințele clientului. Uh-huh. Deci clientul i-a adus semințele. Eu m-am uitat de două la videoclipul ăla, deci nu vrea să cred că a acceptat comanda aia, eu o responsabilitate extrem de mare. 25.000 de fire de roșii și cu semințele clientului, spune tu cât au costat semințele. Da, asta e, depinde ce 20.000 de euro. Da, vezi? Este videoclip pe YouTube, vă invit să-l vizionați. Sunt semințe de la 10 ferma bani la 4 lei. Acum ferma de legume Cristorel, da, și-a asumat o responsabilitate foarte mare. În momentul ăla m-am hotărât să... Eu am mai spus de acest canal, dar acum o să-l recomand, pentru că eu personal urmăresc o să urmăresc evoluția celor răsaduri firapăr, tot. Da, eu nu cred că aș fi acceptat. Nu mai contează cât bani iei tu pe răsad sau cât ce beneficii ai că... De frica riscului? De frica riscului. Păi 20 păi da, dar nu cred că are condițiile tale, cred că are condiții mai bune. Are condiții, e prezent tot timpul, a făcut niște modificări, a cumpărat mese de cultură, să facă udarea prin imersie. Da, nu sunt lucruri pe care eu nu pot să le obțin, știi? Adică aș putea să... Dar ți-am zis, chiar și în condițiile alea... Bună seara, domnul Oleg! Bună seara, Vasile Untescu! Liviu Vodă, bună seara! Am două întrebări. La semănarea roșilor, ce fel de alb recomandați? 104, 288 sau 401, sub nicio formă 401, pentru semănarea leuștanului, număr celule alveole folosiți. Îmi pare rău că am două videoclipuri filmate în care vă răspund la aceste două întrebări. Dar vă spun și aici, eu folosesc alveola de 104 în care semăn 3, 4 sau 5 semințe în fiecare celulă sau alveola de 200. Și tu folosești alveola de 288. Eu folosesc pe cea de 288 și răpic în 45. Cel mai recomandat ar fi, acum dacă faci pentru hobby, pentru tine acasă, să semeni în 200 și să răpici în 32 sau 28. Da? Așa da. E cel mai recomandat.
Eu am spus că a venit și un comentariu la ce am spus eu. A fost cineva pe fază și a înțeles că aș fi greșit, dar eu n-am greșit, doar că nu m-am exprimat corect. Eu am spus așa, nu recomand semănarea în 288 pentru că spațiul între plante și spațiul de la nivelul radicular este foarte mic, deci substrat puțin. Și roșiile sunt predispuse alungirii, în special roșiile sunt predispuse alungirii în acel rol. Pentru un profesionist nu sunt expuse pentru că, ați văzut, el a zis, băi, când au germinat, eu scad temperatura. Da. Lucru pe care noi mai, ăștia mai amatori, nu prea le facem. Da? Deci... Am avut probleme cu alungirea roșiilor în 288. Și am ales, lasă-mă să termin puțin, am ales varianta de 104, bineînțeles, după ce am făcut câteva probe, pentru că raportul dintre densitatea este clar mai mare ca în 288, aceeași suprafață, eu pun 300 de fire, 400, 500 de fire. Dar raportul între spațiul dintre plante și la sistemul radicular, pentru că și lipsa spațiului la sistemul radicular alungește planta, da? Este una din probleme pe care nu este foarte bine informată, să zic așa, nu este vorbită. Pentru că dacă ea și-a umplut sistemul, orice plantă, în momentul în care o mutăm sau ea răsare într-un spațiu, primul lucru pe care îl face și ocupă sistemul radicular, locul pe care îl are la rădăcină. După care începe să crească aerian. Ea dacă și-a ocupat cubul fiind foarte mic, după aceea crește aerian. Și de multe ori nu putem să o ținem sub control. Zi tu acum. Am și uitat. Mergem mai departe. De ce înseamnă în 288? Vreau să specific, da? Eu sunt în fiecare zi, de dimineață până seara, între ele. Inclusiv și noaptea, da? Deci sunt foarte atent, le urmăresc la fiecare secundă, întotdeauna le verific, întotdeauna am unele sfaturi care nu pot să le dau pentru că nu oricine poate să facă să germineze cu folie sau cu aer. Eu sunt foarte atent la ele și imediat le descoper. Sunt unele sfaturi care nu pot să le dau la cei care produc câteva fire, da. Probabil că cine întreabă, pune întrebările astea, intenționează să producă mai mult. Măcar, adică, dacă tot te apuci să faci lăsaturi pentru tine, pentru grădina ta, nu știu, 2-300 de fire, este păcat să nu se mai mult, să dai și la un vecin, la un prieten și așa mai departe. Bun. Mai aveți aici o întrebare numărul 2 pentru semănarea leușteanului, numărul de celule alveole folosiți. Spune tu la leuștean. Da, eu le semăn în 104 presărat, 4, 5, 6 semințe, depinde cum cade. Nu, spune tu mie că pui 4 semințe. 7, 8. Da, mă rog. Câte... Eu aseară am semănat cu ăla, cu lantele aia minieră, da. Am semănat leuștean și... Nu-l semăn eu, îl seamănă soția. La mine semăn eu. Da, și pormele, deci prima oară apăs cu altă placă, presăr. Exact, varianta pe care am arătat-o și eu și o mai arăt încă o dată pentru că am încă un videoclip filmat cu semănarea semințelor de plante aromatice. Uh-huh. Pentru că tot apar întrebări de ce nu are răsărit leușteanul sau leușteanul merge foarte bine. Semințele de plante aromatice în general au miros și sunt foarte repede găsite în sol. Probabil vreți să semănați sau a semănat în trecut direct în pământ, că așa făceau bătrânii noștri și nu iese. Nu iese pentru că este găsit imediat de coropișnițe și de toate insectele care sunt în sol și îl mănâncă. De asta e până să facem răsat. Deci semănăm și eu și el în 104, acoperim germinare, când plantuțele, pentru că o să fie mai multe într-un cub, au 2-4 frunze adevărate, da. Mutăm cubul cu totul într-un pahar mai mare, facem o repicare. Tu mulți în 32, în 32 7x7 cop, da. Mult în pahare individuale. Mie e mai ușor, nu știu. Mie mi-e mai ușor așa. ți-e mai ușor invers, da? Domnul Bioian, după semănare, dacă nu e cald, e nevoie să dezvelim alveolele de la germinare? Dacă da, cât și când în timpul zilei? Deci dacă nu sunt germinate, nu e nevoie să desfaceți răsanița. Dacă au început imediat, cum a început colțul, deci dați-le lumină
instantaneu. Nu le lăsați, că nu lăsați nici măcar să pierdeți o oră. Cum vedeți că a dat colțul imediat descoperiți? În fiecare zi. În fiecare zi. Pentru că ce începe să răsare și dacă ținem în întreric, când două ore, de ajuns două ore fără lumină să se lungească, da, și planta e pierdută. Da. Domnul Vian, în videoclipul în care am filmat eu când am semănat așa, am spus, în zilele norate deschidem răsadnița 10-20 de centimetri câteva ore pe zi pentru aerisire, pentru a se face schimbul de aer. În zilele însorite o deschidem de tot pentru că în felul acesta o să crească, dacă este însorit, o să crească prea mult temperatura în răsadnița, fiind acoperită cu folie și cu agrip. Poate să ajungă la 50 de grade acolo. Normal, dar și e prea mult. Trebuie să ții controlul foarte bine, da? Deci dacă este cald în solar, deci verificați zilnic răsadnițele. Nu, ca să fie zilnic. Mai simplu, dacă e soare deschidem, dacă e norat deschidem puțin. Ca să fie mai simplu. Da. Excludem orice risc de eșec. Mi-e greu să mă pun în locul celor care fac hobby, că eu sunt mereu acolo, știi, eu întotdeauna dau un sfat din punctul meu de vedere, că eu sunt mereu acolo. Și nu, controlez mai bine. Tot timpul când dau sfaturi, iau în calcul că oamenii mai pleacă și la serviciu sau fac și altceva. Pentru că e cazul meu. Exact. Deci e cazul meu. Da. Bine, eu am soția acasă, am un copil mic, e în creștere copil, și am monitorizat. Am deschide, dacă are vreo nelămurire cu temperatură, cu aia mai îmi dă un mesaj, mă sună, băi, ce fac acolo, patul ăla deschid, pe ăla am deschid, deschid ușa, am deschid ușa. Deci la mine tot timpul cineva acasă. Bună seara, domnul Ioan Poc, Panda Max. Cât de important e scăderea temperaturii seara la răsadurile crescute în casă? Care sunt riscurile dacă nu se scade? Păi, dacă nu se scade în casă, riscul este să-ți crească mai repede planta, să ai o plantă alungită, da? Dacă tu îi oferi căldură mare și seara și ziua, da? Nu știu, 20 ceva de grade, ea va crește foarte repede și subțire. Trebuie să, după răpicat, eu atunci imediat după răpicat, îi scad temperatura, cred că seara vorbesc, undeva la, deci fac 10 grade 15 în solar, la nivelul meu, dar la sol cred că sunt 6-7 grade. Nici atât nu ai. Dacă e înghețat pământul afară... Da, depinde, aici sunt mai multe variabile. Bun, acum vă răspund și la întrebarea asta. Plantele n-au de unde să știe că este noapte decât dacă îi scădem temperatura. Dacă facem diferență de temperatură între zi și noapte, atunci planta o să știe că e noapte, că nu mai are lumină, deci lipsește un factor important pentru realizarea fotosintezei. Dacă avem o temperatură constantă, planta simte căldura și ea vrea să mănânce, vrea să crească. Da? Ca pui, când vrem să crească pui repede, le ținem pe aprins și mănâncă în continuu. Nu mai știe că e zi că e noapte. Și pui la fel fac. Și noi oamenii până la urmă, dar fac comparație cu puii că mai asemănătoare. Dacă le stingi băcă, ei se culcă și nu mai mănâncă. Așa și roșia sau plantele astea. Dacă nu îi facem o diferență de temperatură, ea nu știe că e noapte și vrea să mănânce și pleacă după lumină. Procesul de alungire asta înseamnă că este un factor sau unul este în exces. Și pleacă după lumină și acolo pornește alungire. O să fie subțire. Și credeți-mă, test făcut de mine, crește un metru. Poate să crească un metru într-o noapte. Eu am alungit primii castraveți, prima serie mare de castraveți, adică nu știu, vreo 200 de spire de castraveți care s-a făcut pentru mine. M-am dus în solar. Era zăpadă. Era martie, aveam zăpadă, nu mai știu exact ce an. Castraveții răsăriți în frunzele de răsărire, în frunzele de răsărire frumoase, bine dezvoltate. 2 cm tulpiniță. Închis ușa, a ieșit soarele, început să se încălzească. Am dus după 2 ore, am găsit de 20. Deci, castraveții răpici? Nu răpic castraveții. Nu, dar e răpici de regulă? Nu. E greu să controlezi castravetele dacă nu răpici. E creșterea lui. Eu am sperat că la un moment dat producătorii să reușească să facă ei prețuri corecte, nu comercianți. Aia avem mult de muncă până acolo. Avem mult de muncă, dar întrebați-l pe el câți comercianți vine la el să cumpere răsade. Angro. Nu vând angro. Dar vine cineva? Nu. Au venit la început. Am avut, cred că, unul cu 2 ani, o persoană care a venit și vrea castraveți și l-am refuzat în stat, că
Nu pot să vând castraveții să rămân fără... Ce-i dai lângă roșia? Dar de regulă nu vin la mine pentru că știe că nu le vând angro. Deci eu nu vând angro, nu mai răsadur. Nu vând nici măcar o legumă angro, da? Deci o să spun... Nu stau la discuții. Eu am primit telefoane, m-a sunat. Dom'le, vreau și eu, când era roșia apărut atunci prima 10 lei, dom'le, vreau și eu două baxuri angro. Păi ce angro e la două baxuri sau un bax angro? Era vorba de preț angro, nu? Dar poate să vină și la 50 de baxuri. Eu nu vând angro, prefer să-mi vând marfa mea pe care o muncesc eu la un preț cât mai corect. Dacă îmi rămâne marfă, prefer să o dau degeaba cuiva amărât, care n-are ce să mănânce, decât să dau altuia să facă bani pe munca mea. Bun. Eu n-am spus până acum lucrul ăsta pe YouTube, o să spun acum. La mine nu mai vine nimeni de mult. Vând angro răsaduri, au venit la început mulți. Da. Adică și mașinile care treceau prin sat, răsaduri de vânzare cu goanele alea, vând răsaduri, vând răsaduri, am intrat în cutiști. Dă nebosule și nou, că nu mai avem ardei. Știți mă, dreapă apară. În fine, a venit cineva într-un an. Aveam destul de multe răsaduri, cred că a fost primul an în care am făcut mai multe. Și a venit cineva, nu o să dau, nu o să fac caracterizări așa ca să... fac aici vreo greșeală. Ia zi, bus, îți dau 20.000 de lei și iau eu tot aici. Mai și mie grijă câteva zile de el. Adică 200 de milioane. Mai și mie câteva grijă de ele și vine și le car. Nu vrei să spui cum am, să știi cum i-am răspuns. Am vorbit de în fine. Bună seara, Emilio Ordache. Bună seara, Nicu Sebastian, Nicu Luca. Bună seara... Naiden Florin întreabă, domnule Nache, a avut efect dezinfectarea solului cu nemasol primăvara în luna martie? Deci la nemasol, ca și la basamit, ca și la... trebuie să respecti condițiile, dar nu știu cum a fost în luna martie, nu mai țin minte cum a fost în luna martie, dar mi se pare că trebuie să ai 5 grade în sol, dacă nu mă înșel. Nemasolul se bagă pe instalație, da? Pe instalația de picurare. Chiar nu mai știu, depinde de ce perioadă, aprinsă martie. A fost la început, la sfârșit a prins perioada de 5 grade, a avut condiții optime, chiar nu știu. Dar un lucru este cert, dacă nu respecti fișa tehnică a produsului, nu poți să te aștepți doar să dai și să vină rezultatele. Da? Adică să scrie clar acolo că trebuie să aibă solul, nu? Ce normal, da. Bun, domnul Florin, haideți să vă spun și eu părerea mea. De ce să folosim basamit și nemasol? În condițiile în care avem atâtea variante de micorize, atâtea variante de soluții cu care să dezinfectăm, nu să dezinfectăm, să aducem un aport de microorganisme benefice care să ne ajute și plantele și solul să se remedieze. Practic, odată ce venim cu substanțe chimice, basamid, nemasol, nu omorâm doar fungii care sunt răi. Omorâm tot, omorâm da. Toată fauna solului. Tot. Trebuie refăcut. Solul ăla e mort. Ăla e mort. Adică ce stricați în 10 minute că ați aplicat nemasol sau basamit, recuperați în 3-4 ani doar dacă nu mai aplicați. Da, mulți nu știu lucrul ăsta. Ei cred că dacă dai cu basamit sau cu nemasol sau, mă rog, un dezinfectant, ei cred că omoară doar ce e rău. Nu, omoară tot, da? Și atunci trebuie să iei din nou, omor să refaci rău, flora. Omor și toate microorganismele benefice, care sunt extrem de importante. Eu vă spun din nou, din cauza dumneavoastră am început să gândesc așa, pentru că am văzut că tendința e asta și mi-am dat seama că ăsta e viitorul. Și am început să lucrez așa. Și vă arăt cu ce lucrez. Eu nu vreau să fac promovări de alea, gata mă, uite, eu folosesc produsul ăsta, folosiți și voi. Niciodată. Dar ca să limitez întrebarea ce produs ai folosit, îl arăt. Și cum îl aplic, pentru că este foarte importantă și aplicarea, asta zic. Modalitatea de aplicare, alegerea timpilor. De exemplu, ieri am făcut un tratament, o fertilizare la ardei și am spus, nu e bine acum. Eu nu am ce să fac, pentru că mâine plec la serviciu. Și mi-asum riscurile, adică eu totul îmi fac asumat, e vorba de banii mei, de munca mea și tot timpul lucrurile astea le fac asumat, bineînțeles, având o experiență în urmă. Am avut experiență. Clienți care vin și zice, domne, cu ce să dezinfectezi solul, că am avut tută, da? Dacă dezinfectezi solul, nu înseamnă că scap de tută. Scap de ce în sol atunci, da?
să zicem, să presupunem că scap, dacă să... faci corect cu așa. Substanță chimică, pentru că și acolo sunt corecte și corecte. Tuta este insectă nocturnă, da? Ia cum a simțit mirosul de roșie, mai ales crud atunci proaspătă. Vine de la 5 km. Vine și ți-a inundat. Mi-a trimis un prieten un plus solar imediat, pe care l-am cunoscut din cauza serviciului și ulterior urmăritor pe YouTube, niște poze cu niște lăsaturi de varză, lăsaturi de varză în februarie atacate de tută. Da, știu. Deci era strigător la cer. E logic, a avut condițiile optime și... Domnul Naiden Florin, au răsărit ardei, am făcut ieri operațiuni pe acolo, am filmat, o să apară videoclipul săptămâna asta. Sunt foarte multe materiale, deja am mai filmat cu Nati un material înainte să începem live-ul, pe care vreau să-l postez. Marți am din nou un alt invitat la un podcast și un live, nu știu sigur dacă o să accepte și live, acolo trebuie să mă duc după invitat, pentru că e o persoană destul de importantă, publică și... trebuie să las la alegerea dânsului. Și, adică sunt multe materiale, probabil săptămâna asta o să postez și acel videoclip. Tot mai de Florin ne întreabă ce părere aveți de semințele de Capia Caprima și Captur. Caprima Ferrari, Captur Mercedes, cam pe acum. Eu aș recomanda mai mult Caprima. Ferrari are... Caprima, nu? Are toleranță la TSVV. Bine, aici e discutabil cu toleranța asta. Toleranță, nu rezistență, da? E o diferență. Nu există rezistență la niciun ardei. Deci cine zice că are rezistență, nu există, da? Deci nu există rezistență la ardei. Rezistențe sunt pe la roșii, pe la vinete mai sunt cu rezistențe, hibrizi cu rezistențe. Dar între Caprima și Captur, Caprima este Ferrari. Bine, Ferrari pentru unul care îi plac mașinile și... Capturul un Mercedes acolo, mai vechi, așa. Doar din perspectiva asta și recomandă mai mult Caprima, știi, din cauza toleranței. Dar acum sunt mulți hibrizi toleranți, foarte mulți. Chiar am rămas uimit acum la Indagra cât ți-am descoperit. Domnul Emilio Ordache, am citit pe un site că tot ce este pe bază de feromon pentru tută, izonet, firele alea de la se folosește numai dacă solarul este închis cu plasă, deoarece acesta va atrage și mai mult insecta. Da, deci vă spun eu din experiență acum, da? Am folosit feromon. Feromonul atrage doar masculul ăia mici care îi pui deasupra la apă, da? Atrage doar masculul și practic el vine să neacă în apă. Asta, da. Dacă nu ai plase, da? Îți vinde în exterior și nu faci decât să-i atragi în solar mai mult. Umpli solarul cu tută. Da? Deci străinii, că astea au venit de afară, clar. Străinii le-au încercat, au văzut care e treaba și ei nu mai le folosesc și ne-au dat nou. Ce anume? Feromonii, ce sunt produse? Da, aici ține de cunoștințe, știi? Trebuie să te documentezi deci, înainte de a face... Dacă e așa cum zici tu, de fapt așa e logic... plasă și după aia folosim feromon. Plasă, iar aici la plasă sunt unele și dezavantaje, nu sunt doar avantaje, da? La plasă, fiind foarte deasă, împiedică circulația aerului și cum avem noi acum pe timpul verii caniculele astea mari, da, de 40 de grade am avut de 40, mi se pare, da. Chiar cu câteva zile la rând, să nu circule aerul într-un solar, nu prea e ok. Adică poate să avorteze. Dacă ai, pune în cazul lui 2000 de fire de roșii, planta avortează un etaj în da, instant. Atunci planta când se simte amenințată, da? Ea practic la copii. Da, da, și omoară singură. Adică și orientează energia către susținerea ei. Da, ea vrea doar să trăiască. Lasă da. Copii, lasă... Trebuie foarte atent la... Nu e chiar așa. Doamna Iani, de la grădina Biolegumix, ne întreabă, merită să faci un solar de 100 de metri pătrați cu folie inflată? Cât ar fi diferența de preț la folie? Pentru o să fie dublu la folie, pentru că trebuie două folii și o să crească puțin diferența, o să crească prețul la sistemul de prindere, pentru că obligatoriu trebuie baghetă, asta e părerea mea, baghetă ori cu sârmă, ori cu da. Baghetă metalică, ori cu de-aia cu plastic, da. Cu plastic, da. Care se bate. Ca să aibă și eficacitate, adică inflatul ăla aduce niște costuri. E un motor care împinge... O pompă care trage aer din solar, are un presostat care măsoară presiunea dintre folii, da?
El trage aer când simte că a scăzut presiunea dintre folii, el pompa, presostatul pornește pompa, pompa trage aer și bagă înapoi între folii. În care acum, presiunea. Întrebarea dacă este rentabil, depinde. Dacă eu așa văd, solarile profesionale cu folie dublă, da, astea cu pereți verticali, SPVG-urile, cu, mai ales și cu folie dublă, eu le văd ca o investiție pe termen lung pentru cineva care vrea să facă o afacere, un business. Da, nu pentru consum propriu. Mi se par, poate dacă ai mulți bani și n-ai ce să faci cu ei. Mi se pare o investiție mare. Să fii uimit câți oameni cu, nu cu mulți bani, cu extrem de mulți bani, vor să facă în grădina lor, să muncească în grădina lor, să pună... Am eu clienți care vin și ia, nu știu, 100 de file de răsade adunate și ar avea bani să cumpere legumele alea, nu știu, din America. Da, am și eu clienți din ăștia. Și... Acum, avantajele unui... Scuze-mă că te întreb. Da. Avantajele unui solar cu folie dublă inflată sunt mai mari. Cele, cum, de exemplu, cum ai tu, da? Unul din dezavantaje este că înălțimea, ăla e unul din dezavantaje. Cu cât ai spațiu, cu cât e mai înalt, cu cât ai volumul de aer mai mare, cu atât e mai bine pentru plante, da? Vara, dar iarna nu prea e bine. Și păi spun da, și la, de ce. Și la tine, pentru că tu deja ai lăsat tavanul mai jos, ai făcut o dublură jos. Da. E. Adică dublura, ca să micșorăm spațiul încălzit, dacă ai, este obligatorie, dacă ai solarul, chiar și la folie inflată. Da, dacă ai solarul înalt, da? Atunci 5 metri acolo. 5 metri, da. Să zicem că este cald afară, da? Bate căldura direct în folie, da? Folia știm că este tratată. Până ajunge căldura la plantă, ea se împrăștie, da? Da, eu am văzut diferența. Frig, dacă este frig, la fel. Dacă este frig și îți bate gerul sus, că acolo îți bate sus la 5 metri, da? Până ajunge jos, iar se împrăștie căldura. Controlezi mult mai bine mediul decât într-un solar mic. Când eram eu mic, ai mei făceau niște tunele la varză, atâtica, știi? Micuții, ca să țină căldura acolo. Bătea gerul, îți dai seama, direct în cât mai era de la tunelul ăla până la răsad, la plantă, jos. Hai mai decât ajungea. Tunelul se folosește de pe scară largă, mai ales la pepeni, la culturile astea timpurii. Deci eu am văzut diferența de temperatură între un solar cu folie inflată și solar cu folie simplă, foarte clar, acum vreo 2 ani. Cred că acum 2 ani de zile, când m-am dus aici la spital, au făcut o seră, am prezentat eu pe YouTube, o să fac un videoclip în curând acolo, pentru că am dus în jur de 100 de plante acolo și vreau să văd cum se prezintă. Nu le-am văzut de când am dus, le-am dus pe la sfârșitul octombrie, ardei la ghivece, ardei aceea foarte ius, Carolina Ripper, ce mai era prin curte, și toți rămâi. Și vreau să ajung acolo să văd plantele în primul rând. În fine, vă spuneam cum am văzut diferența. Am plecat de la mine din solar, acum 2 ani să zic, nu mai știu exact când, era vară, nu știu, iunie, iulie, și m-am urcat în mașină și m-am dus la spital și am uitat în solarul ăla. Și era cel puțin 10 grade diferență. Am simțit imediat diferența, din cauza folie inflată. Eu știu cum am văzut prima oară diferența? N-aveam solare cu folie dublă și am fost la un prieten care produce flori, știi? Și avea plasă de umbrire, vara, pe canicul aia mare, avea plasă de umbrire și florile, și folia dublă inflată, știi? Și am intrat, era o caniculă de murei, frate. Și afară era mai cald ca da, în solar. Am intrat în solar, răcoare. Mă, ce naibă se întâmplă, știi? Am ieșit afară, caniculă. Aia am intrat în solar, răcoare. Bune, nu se poate. Mamă, a rămas uimit, știi? Da. Bună seara, domnule Pădatu Sebastian. Domnul Biu, am jos pălăria, o pungă de cafea, nu, o cafea de Iacob. Nicu Luca, bună seara, doresc să fac un solar de 6x20, ce folie îmi recomandați și ce sistem de prindere, vă mulțumesc. Dacă construcția este pe țeavă rotundă, clipsurile cele verzi sunt cea mai bună variantă. Dacă este pe lemn sau pe rectangulară, bagheta cu sârmă ar fi cea mai ieftină. Mi se pare cea mai bună bagheta cu sârmă. Bagheta cu sârmă e foarte practică. E și cea mai rezistentă. Adică eu am terasa asta îmbrăcată. Am îmbrăcat-o în primul an, în terasa asta, a fost o iarnă, mai așa, au fost câteva viscole, acum 3 ani. Stăteam în pace, auzeam folie. Mamă, nu mai găsesc nimic dimineața acolo. Nu a avut nimic, e aceeași folie, al treilea an care pun aceeași folie. Deci nu rupe nici folia, nu... Deci ați înțeles, domnul Nicu Luca.
Carmen Mihăil, am avut mușcate în patul unde urmează să repic legume. Dacă mușcatele s-au îmbolnăvit de putregai, există riscul să am probleme la răsadurile de legume, ce fungicid ar fi mai eficient? Mulțumesc. Deci, mușcatele s-au îmbolnăvit de putregai, există riscul să am probleme la răsadurile de legume. Mușcatele au fost în ghiveci, în pahare, au făcut putregaiul cenușiu la plantă, mă gândesc că nu le-a durat plantele și le-a împrăștiat pe acolo. Există riscul să fie fungi pe acolo. Ca variantă organică, vă spun că puteți să sterilizați un pic o soluție de simbiomicogrou. Este soluția pe care o folosesc eu la scară mare acum, la toate răsadurile. Este o micoriză, practic, care deci niște microorganisme benefice. Și tot timpul, dacă aducem microorganisme benefice, care ca număr mai mare decât celelalte, da, probabil o să câștige într-un final. Și ca variantă chimică, un folpan aplicat. Folpan eu sau... nu m-aș concentra neapărat pe fungicid, ci m-aș concentra pe mediul de acolo. Dacă a făcut lucrul ăsta, înseamnă că nu i-a oferit ce trebuie, da? Problema... Mușcatele în perioada asta sunt mai predispuse la... Are umiditate prea mare, trebuie să aibă grijă... Vă spun eu că nu, uite, am mușcate de neudate de 2 luni, cred că și o săptămână, neudate, chiar am văzut soarele ăsta astăzi, zic, mamă, ce bine era să dau un pic de apă la mușcatele alea, dar a fost cu vreo 2 ore și era greșit dacă le dădeam, pentru că le lăsam o de încă câteva zile. Trebuie să mă asigur că am 2 zile consecutiv soare să le ud. Sau poți să le faci căldură. Da, sau poți să le fac căldură, da, ca să pusul frunzele, dar nu prea am variantă eu deocamdată. Eu nu încălzesc. Și dacă trebuie să aerisiți foarte bine, dar eu sunt convins că mușcatele în perioada asta și din cauza temperaturii și umidității din aer pe care nu putem să o controlăm foarte bine, tu ai un ventilator pe acolo, am văzut, dar... Deci eu spun că am prieteni care produc flori, nu numai mulți, și sincer nu prea am văzut pe la ei problema asta, da? De asta zic, mare atenție la mediu, da? La aer, la control, la o căldură, la împrăștierea aerului. Trebuie rezolvat în primul rând cauza și pe urmă problema. Pentru controlul bolilor și dăunăturilor e recomandat ca în răsadniță să nu se facă cultură în solar vară. Dacă avem un solar separat unde îi spunem răsadniță și creștem doar răsadurile acolo, da, puteți să-l țineți, nu știu, simplu. Dar, de exemplu, Nike îl scoate tot și pui, ce pui în solarul ăla mare? Păi, ți-am spus, depinde, încerc să caut lucruri, produse, legume, care nu le palisez, da? Într-un an am avut roșii oloage în el, roșii oloage, cu folie. Ce hibride? Tomsk. De la Bejo. Da. Da? De fapt, în fiecare an pun roșii oloage aceleași. Da, dacă stai să o iei ca la carte, produci și nici n-ai cum să faci rotația culturii dacă stai să... Dacă nu-ți permit culturile. Ideea este că trebuie să controlezi foarte bine mediul, să fii atent la dăunători, să intervii la timp, iar, foarte important, am observat iar o problemă la omida fructelor. Da? La omida fructelor, toți clienții mei de răsat, apare toamna necontenit, apare, vin când deja este omida în fruct. Și atunci este foarte greu de combătut, foarte greu. Da? Eu cum fac? De când apare fruturile, fruturile apare până iulie, cam așa perioada aia, da? Cum apare fruturile care depune ouăle, eu atunci intervin. Eu nu aștept să depună ouăle în floare, să lape de floare, să facă fructul și pe urmă te trezești cu omida în ele. Dar asta e mai pentru... Trebuie să cunoști dăunătorii. Deci, domnul Carmen Mihăil, acolo puteți să aplicați un fungicid pentru profilaxie, un folpan, toxin.
Nu aș, nu m-aș duce până la switch. Switch-ul să-l dați la mușcate și să scădeți udările, nu știu, să încercați să le, să le uscați substratul cumva. Domnul Florin Budurișan ne întreabă, la ce temperatură pot germina semințele de salat, spanac, varză chinezească, ceapă verde de legătură și ridicii? Vreau să fac răsaturile acum, le pot germina în solar dublat, neîncălzit sau în casă? În casă, domnul Florin, vă trebuie 18 grade acum. 18, da. Deci în solarul neîncălzit dublat nu o să aveți 18. 18, mare atenție, germinează foarte repede, în 2-3 zile a germinat. Deci atenție să desfaceți răsarnița, cum a germinat imediat ca să aibă... De a germina pe rând. Adică lăsați în 2-3 zile, 2-3 azole sau cum faceți dumneavoastră acolo, le duceți și noaptea le înveliți, că în solar dublat neîncălzit și învelite cu agril, o rezistă iarna acolo. Dar trebuie să le dați afară, întâi să iasă. Și după aia le controlați altfel în solar. Vreți să vă spun cum am terminat eu primul castraveți? Eu iarnă, supat. Mă uimești. Da. Doamne Neagu, cu ce tropesc mușcatele care le-am înmulțit? Se înnegresc tulpinele în partea de jos și nu au rădăcini. Acolo, dacă n-au apărut rădăcinile și a intervenit umiditatea, nu prea mai aveți ce să faceți. Și eu pierd destul de mult butaj, mai ales în perioada asta în care umiditatea este foarte mare. Bine, n-am mai tăiat de mult. Deci... Ar trebui să, adică puteți să vă dați cu o soluție de folpan sau o soluție de topsin dacă găsiți, dar este, nu știu, în general nu mai există cale de întoarcere în alveola sau în alveolele pe care le aveți. Dacă au început să se negrească, vă spun din propria experiență, nu prea mai există cale de întoarcere. Trebuie să ne asumăm pierderea și să mergem înainte. Adică și eu am avut serii de mușcate, 700 de butași și mi s-au înrădăcinat 70, deci 10%. Deci, și degeaba stropești. Puteți udarea, da. Puteți să reduceți udările și aerisiți și puteți să aplicați soluție de folpan sau de topsin. Astea două le recomand eu, ar fi pentru profilaxia solului. Bună seara, grădina lui Țăran. Domnul Lepădatu se rândea cu previcuri când erau plantele de 12-15 cm. Păi da, ați avut frunze adevărate, da. Domnul Ionuț Bălan, bună seara, dar stropitul cu lapte, un litru de lapte diluat cu 10 litri de apă, recomandați ca fungicid natural? Nu recomand stropirea cu lapte, pentru că vreau să vin și cu argumente ca să mă fac înțeles. Nu vreau să mă pun în contradictoriu cu nimeni, este vorba de decizia fiecăruia. Am întrebat oameni profesioniști, oameni specializați, oameni care studiază, oameni care au citit cărți de legumicultură și mi-au spus două persoane, nu unul singur, mi-au spus în felul următor. Nu există scrieri în... Nu există informații în scrierile de specialitate despre stropirea cu lapte. Probabil că, având microorganisme, laptele crud, vorbim de laptele crud, nu laptele pasteurizat, pentru că am văzut un canal de YouTube stropit cu lapte. Și a întrebat cineva în comentarii ce lapte folosim. A, nu, de fapt a spus în videoclip. A spus în videoclip. Lapte crud. Laptele de pe raft. Cumpărăm lapte de la magazin și stropim cu el. Facem diluție 1 la 10 sau 1 la 9 și stropim. Păi cum poți să spui așa ceva? Păi laptele ăla din raft, ăla e pasteurizat. Ce înseamnă pasteurizare, da? Aducem laptele la 70 de grade pentru o perioadă de timp ca să se omoare exact microorganismele alea care a crezut laptele. Păi dacă i-am omorât microorganismele, ce mai fac cu el? Pentru ce stropesc? Muncă folos comunității. Păi cumpăr lapte să bea... Mm. Cine? Eu am și o client care mă întreabă lucrul ăsta. Nu vreau să intervin, dar sunt lucruri foarte logice. Și nu vreau să mă pun cu nimeni sau să mă trezesc eu vorbind. Nu sunt specialist. Dar vă întreb pe dumneavoastră, cum vă spune logica? Dacă ăla vine și ne comandă mie, să iau lapte din magazin, din frigider, să mă duc să stropesc cu el. El este, nu are niciun microorganism, este pasteurizat.
cu laptele de la țețavacii, să zicem că are un aport, pentru că sunt niște microorganisme care poate să facă ceva pe suprafața frunzelor plantelor. Dar în condiții în care specialistul îmi spune mie că nu există informații în scriere de specialitate în atâtea cercetări și așa, tu știi altceva despre lapte? Nu. Ideea e în felul următor. Laptele este... Hai să facem comparație cu un om, da? Te simți rău, bei un ceai. Da? Aia nu înseamnă că îți trece durerea de cap sau că îți trece ceva. Bei doar așa un ceai și te simți tu mai bine. Asta înseamnă laptele pentru plante. Vorbește că îmi iau țigare. Da? Bine. Nu poți să te aștepți să stropești cu lapte când ai o boală sau în plante și să scapi de acea boală. Da? Laptele e doar așa, să zici că te ajută planta un pic, dar nu poți să zici că dacă ai o problemă și ai stropit cu lapte, ai scăpat de problema aia. Da? Sincer să fiu, clienții mei care vin și mă întreabă de lapte, eu le zic că nu vreau să fiu rotocios, le zic că laptele e pentru gogoși. Prefer să îi sfătuiesc să nu se joace cu munca lor și să ducă la un magazin fitosanitar să primească un răspuns corect. Întotdeauna îi sfătuiesc când ia răsadul, când ia cumpără un răsad, să nu-l țină. Mulți au fac prostia care cumpără răsad și zice, eu vreau să produc bio, eco. Nu stropește cu nimic, știi? Ajunge planta mai mare și intră o boală în ea. Și atunci când are fructele pe ea, începe și stropește. Dă-i de aia, dă-i de aia, dă-i de aia. Și atunci perioada de remanență până a produsului este foarte riscantă să iei să mănânci fructul ăla, da? Că nu întotdeauna poți să respecti perioada de pauză. Și atunci întotdeauna le zic, mă, când vă luați răsadul, stropiți preventiv, da? Stropiți preventiv până crește planta, până are fructe canuca, să zic pe ea, și pe urmă puteți să reduceți, că are timp planta să elimine remanența produselor din ea. Poate nu 100%, dar oricum, față de ce este pe piață la ora actuală, ai un produs de 100 de ori mai bun decât ce poți să găsești la magazin dacă faci în felul ăsta, da? Bun. Domnul Florin scrie aici, caut clienți pentru 20.000 de fire de roșii și ardei cu sămânța clientului. Ofer greu. Completați mesajul. Nu... Bună seara, doamna Vasilica. Cu ce poți stropi florile preventiv? Este foarte multă umiditate și condens în seră, căldură am, dar condensul cad pe plante, dacă pun și al doilea strat de folie, se mai formează condens. Domnul George Neagu vă ajută al doilea rând de folie pentru că este o folie tratată, antipicurare și picătură de apă nu o să mai cadă, nu mai pică necontrolat și cu aerisire. Deci aerisire, timpul zilei aerisim maxim și se rezolvă problema. Dar dublura vă ajută foarte mult. În primul rând trebuie să rezolve problema cu aerisirea. Da? Degeaba stropești, dacă tu stropești și planta este în același mediu, poți să stropești și cu produsul corect. Dacă planta e în același mediu, degeaba stropești cu produsul corect. Trebuie să schimbi atmosfera, mediul, da? Doamna Vasilica Nicolae ne întreabă cu ce stropezi mușcatele pentru mucegai. Trebuie și stropită, dar trebuie să vă dați substratul cu soluție de merpan sau folpan. Da, soluție de 15 grame la 10 litri de apă, nu știu, câte 200-300 de mililitri la fiecare plantă, depinde de ghiveci. Grădina lui Claudiu, la o temperatură de 17-18 grade constant, obținem germinare la tomate? Da, da, mai greu. Foarte greu. Adică nu mai răsar în 7 zile, răsar în 10-12 da, zile. Da. Ardei cam periculos. La ardei s-ar putea să nu mai germineze. Nu are putere să iasă. Deci depinde și de calitatea seminței aici. Roșiile răsar 17-18, dar mai greu, adică v-am zis, cu câteva zile întârziere. Doamna Gabriela Manea, am semănat semințe de creițe, flori, cu ce să le stropesc și când? Mulțumesc. Nu le stropesc cu nimic. Mențineți umiditatea corectă, nu stați să udați în fiecare zi, mai ales în perioada asta, eu creițele le-am... Îmi pare rău că n-am apucat să postez videoclipul pe care l-am filmat ieri, am arătat și creițele. Nu știu, le-am udat după ce le-am semănat, încă o dată au răsărit în 3 zile și cred că le-am mai udat o singură dată. Și le-am făcut o fertilizare cu produsul ProRoot.
Este un agent pentru dezvoltarea radiculară. O rădăcină puternică înseamnă o plantă sănătoasă. George Neagu. Dacă am împrăștia gunoi de graj din grădină. Împrășteați, e foarte bun gunoiul de graj, dar într-o cantitate moderată, da? A, scris în continuare aici. Asta toamnă, în primăvară încorporez balsamid. Celălalt are rol de herbicid, mai mi-apar buruința. Balsamidul nu este herbicid și nu mai băgați balsamid. Vă rog frumos. Încercăm să ne menținem pe bio, pe organic. Adică dumneavoastră fertilizați organic și după aia veniți și... Omorâți tot. Omorâți tot. Ce ați făcut înainte, da. Și iar herbicidul din nou. Nu trebuie să ne otrăvim solurile. Nu mai folosiți herbicide chimice. Bine că în variantă organică nu avem herbicid. Îmi cer scuze pentru ba da. Vorbitul din spatele camerei, dar este am o problemă. O știți care e problema mea, mai ales în timpul live-urilor. E varianta folii de mulcire. Da, varianta pentru control bulionului este folia de mulcire, pe care o reciclăm, că au apărut și chestii de-astea, că dacă folosim folie de mulcire, distruge mediul, că nu știu ce. Le reciclăm. Dar nu, că a apărut și folie de mulcire biodegradabilă. Dacă... Sau mulcire cu materie organică. Vă duceți la doamna Iani pe canal, la domnul Claudiu, deci pe canalul Grădina Biolegumis și canalul Grădina lui Claudiu, și vedeți cum fac din și mulcire și nu au buruie. Materie organică, cu paie, fân... Și cu... Da. Eu am văzut la facultate cu lână. De unde atâta lână? Deci fără herbicid și fără balsamid. Cum asigurați o temperatură constantă în solar? Cum controlați umezeala și fluctuațiile mari de temperatură din răsărință? Prin monitorizare și suntem acolo pregătiți cu... ceva în spate, nu? Tu mai ai niște sobe pe acolo? Am sobe, am ventilatoare, sunt zilnic, motorină, da, deci sunt zilnic acolo. Avem pronunzămete, odată s-a anunțat frig, cum s-a făcut la noi aici, că am găsit sfârșire, da. Mai intervenim cu ceva. Eu am buteliile pline, arătătoarele sunt pregătite. Zilele trecute mi-am dat seama că nu am suficiente garnituri de baterie. De butelie, garniturile da, așa. Da. Și mă duc și mai aprind un arzător. Nicu Sebastian Turtureanu, bravo, așa fac și eu, vând direct la clienții finali și ce îmi rămâne îmi par la cei mai amărâți sau la clienții fideli. Bravo, domnul Nicu, țineți-o tot așa. Haideți să devenim producători. Vă salut, domnilor. Ce m-am amăsit să fac cu... să mă fac pentru că m-au invadat larvele cărăbușului de mai. Cu ce să dau? Din Germania vă salut. Vă salutăm și noi. Anul trecut mi-am mâncat rădăcină la varză salată. Știi ceva de cărăbușul de mai? Nu m-am lovit niciodată de problema asta. Nici eu, să știți că nu am văzut... am niște imagini așa cu cărăbușul de mai, dar nu pot să... Cel mai bun sfat care pot să-i recomand, exact cum am mai spus... Nu mai căutați minuni pe internet. Duceți-vă la magazine fitosanitare. Acolo va fi o persoană mai mare, așa, nu? Specializată care îți va da un răspuns cât mai corect. Da? Da. Și întrebați și de variante organice. Măcar mă gândesc că poate sunt niște capcane cu care să le prindem. Probabil s-a inventat ceva. O să mă interesez și o să revin la această problemă cu cărăbușul de mai. Carmen Mihăilă, domnule, îmi puteți spune când a semănat busuiocul cu anul trecut, nu mai găsesc acel videoclip pe canal. Nu știu dacă am postat un videoclip dedicat busuiocului, probabil are legătură cu ceva cu plante aromatice, dar anul acesta, pentru că am fost în vizită la, vedeți că eu m-am dus să învăț, am fost în vizită la Nati, am văzut că era semănat pătrunjel, le ușteam toate plantele aromatice, deci tu ai terminat cu plantele aromatice, da. Busuioc de câte feluri ai semănat? Am așa busuioc de ghiveci ăla cu frunza mare, busuioc normal, busuioc roșu, busuioc cu aromă de vanilie, busuioc cu aromă de scorțișoară și cred că cam atât. Deci el deja a semănat tot busuiocul, am semănat și eu ieri o serie de plante aromatice, dar mai puțin, adică n-am semănat toate semințele pe care le am sau
câte aș fi vreau să semăn. Am semnat mai devreme și o să încerc busuiocul, pentru că busuiocul este foarte pretențios și am avut probleme cu busuiocul în ultimii ani din cauza umidității. Deci am pierdut foarte mult busuiocul. La busuiocul alimentar am trecut din 700 de pahare, deci plante repicate, cuburi repicate, cuburi frumoase, mă, o frumusețe. Le-am repicat în 7x7 propriu, au început să se dezvolte, au fost câteva zile. Îi place foarte mult udarea prin imersie. Udarea prin imersie și mediul uscat, adică și aia, normal. Aer. Dacă eu am 85% permanent însurat, ce să-i mai fac? Da, normal. Deci puteți deja să semănați, dar să vă expuneți la niște riscuri. Eu am încercat, v-am spus, cu câte 200 de cuburi și la busuioc și la așa, dar busuiocul, în mod special, o să-l duc la lumina artificială, adică deasupra noastră aici. Câte grade erau? Că l-am dus și a văzut. 15 grade și afară 7. Și lumina e foarte bună acolo. Da, eu l-am germinat pe tot. Tot a germinat. Tot, toate variantele, știi. Domnule Emil Iordache, anul trecut am avut un atac masiv de tută. Spre sfârșitul sezonului am încercat cu două lămpi UV cu care prindeam sute în câteva ore. Credeți că pot fi ținute sub control cu așa ceva? Da, am văzut și eu peste tot lămpi de alea UV. Aprinse noaptea, pentru că tuta este o... E o insectă nocturnă, ea atunci se hrănește, atunci umblă noaptea, da? Ea ziua stă pitită în stufăriș, depinde ce aveți pe lângă, da? Și noaptea umblă și își depune ouăle în frunză, se împerechează, își depune, apar ouăle, eclozează, apar larvele, se transformă în fluture și tot așa e ciclul vieții, da? Da. Deci lampele UV sunt bune, sunt bune. Dar aprinse din timp așa ca să, cum zici, să nu le dați șansa să se înmulțească. Că dacă deja le aprindem după ce avem 3 generații, a dus. Da. La cât timp se înmulțește tuta vara, că nu mai știu. Depinde de temperatura de afară. Da? Cu cât temperatura este mai mare, depășește 35 de grade, 32 să zic, cu atât procesul de eclozare a ouălor și de înmulțire este mai scurt. Deci cu cât e mai cald, și care ar fi cel mai scurt? 6 zile, mi se pare. Bă, de capul meu. Nu mai știu exact. Ar fi cum ai Nela Bună ne întreabă. Bună seara. Ce ardei gogoșari recomandați pentru câmp? Vă rog, nepalisat. Cel mai mult am văzut în culturile de câmp, nu la mine vorbesc, bihar. Bihar. Eu am văzut că fac răsat de bihar. Biharul ar fi... cel mai accesibil ca și preț, ca și semințe, dar sunt gogoșari mai scumpe, am văzut eu niște... Da, eu spun ce am văzut eu în ferme mari care produc în câmp, bihar. E vorba de hectare, da? Hectare. Și bihar acum și... avem și variantă de hibrid de la hectare. Da. Dar spunea doamna ingineră că e diferență de mărime între bihar, făcea comparație cu bihar. Da, cu da, da, e mai mult de procesare... Sunt mai mici. Mai mult de procesare, sunt mai mici. Și iar din ce în ce clienții cumpără cu ochii, știi? Da. Biharul este mare, te atrage la... Și Bronco este foarte bun. Și cu toleranțe. Bronco? Da. Domnule Iache, cum afectează legarea fructelor la ardei plasa de umbrire vara? Face mai multe fructe sau mai puține ca o umbră? Legarea fructelor la ardei, plasa de umbrire, cum afectează? Deci plasa de umbrire nu ți influențează nici mai multe, nici mai puține fructe, da? Plasa de umbrire te ajută, mai exact, ardeiului îi place undeva la între 15 și 22-23 de grade, da? Cu cât îi crește temperatura, dacă afară sunt 40 de grade, tu nu ai plasa de umbrire, există riscul de avortare a florilor. Pentru că planta, simțindu-se amenințată, ea avortează florile, nu-și mai hrănește puii și omoară, da? Este rolul vieții, ea trebuie să trăiască și atunci își omoară florile. Intervenim cu plasă de umbrire, scădem temperatura în solar, îi oferim mediul optim plantei și atunci nu mai ne întâmpinăm cu problema asta, da? Deci nu influențează cu nimic că ai mai multe fructe sau mai puține plasă de umbrire.
Hai că m-a luat prin bări. Așa e de la o vârstă. Ce spus? Domnule Emilior Dati, am observat că precursul de azi nu mai este ce a fost. Ce hibrizi de extraîntrebări recomandați pentru înlocuire? Anul acesta l-aș înlocui cu Alamiza RZ. Ce puteți spune despre acest hibrid? Știi ceva? Nu-l cunosc, n-am folosit niciodată, dar depinde ce cauți. Din punctul meu de vedere, precosul este și va rămâne cea mai gustoasă roșie de pe piață. E strict părerea mea, nu o asum, da? E părerea mai mulți, pentru că precosul se cultivă destul de mult de dacă apă. Dacă nu cauți neapărat gust sau nu te deranjează și dacă... Toți care se uită la noi caută gust, fără dar și poate. Da? Dacă, în cazul în care nu caută gust, sunt mulți hibriți. Acum a apărut un Dominet, care chiar l-am acum să-l încerc. Preconet. Sunt foarte mulți extratimpurii. Preconetul ăla nu e. Parisul la fel, care pune izbicenii. Nu... Roșie mică, multe, aia își bate joc de relasă la două roduri ca să aibă timpurietate. În fine, domnule Emilior, eu am primit-a precos, pentru că și eu am făcut culturi de precos. Trebuie controlat foarte bine la stimulare. Deci, fiind extra timpurii, nu avem polinizatori. Da. Da. Deci nu avem polinizatori. Nu știu ce suprafață cultivați dumneavoastră sau... Ca și variantă pentru polenizare, avem bondarii de polenizare sau putem să facem polenizare, nu știu, cu apă în floare? Ești de acord cu polenizarea cu apă în floare? Da, scuturarea tufei. Nu, aici nu prea vreau să mă duc în scuturarea tufei. O acțiune mecanică pe care fiecare o controlează în modul lui, înțelegi? Da, da. Și nu sunt de acord. Și eu am zis cu apă în fâs și stropim floarea. Deci precosul face destul de multe roșii dacă nu pierdem flori. Nu pierdem din flori. Nu face, face undeva la 4 fructe pe rând. Eu am văzut la cineva, nu la mine, pentru că eu n-am lăsat niciodată pe două brațe. Eu am văzut precos lăsat pe două brațe, adică de la, nu știu, a treia, a patra frunză a lăsat copil și l-a condus pe două brațe. Dar în condițiile astea trebuie făcut o fertilizare corectă. Precosul este foarte pretențios, trebuie să știi să lucrezi cu el. Nu este chiar așa ușor să lucrezi cu precosul. Da, cine a învățat precos face bine, da? Cu precos. Da, da, e o plantă iubitoare de potasiu. Trebuie să-i dai hrană, trebuie să aibă hrană în sol ca să-și găsească potasiu, să mănânce când începe să coacă, da? Este foarte iubitoare de... de... Și potasiu îl dăm cu maceratul de găinață. Cu orice îngrășământ. Cu orice vit, cu raniță, cu... Cu vitul îl băgăm înainte, dar ca să venim cu completare, macerat făcut din timp, da, și da. Facem fertilizări cu diluție 9 la 1 sau 1 la 9 litri de apă, 1 litru de macerat la 9 litri de apă și completăm. Vă salut și eu, domnul Florin Macri. Bună seara, doamna Elena Diaconu. Domnul Florin Macri ne întreabă, în cazul în care în alveolă germinarea nu se face în același timp, atunci ce facem? O lăsăm în spațiu de germinare până suntem convinși că nu o să mai răsară nimic. Eu așa procedez. Bine, eu toate operațiunile mi le fac asumat, înțelegeți? Eu iau decizia, eu spun la mine în curte și sunt situații în care mai trec și cu vederea. Dacă nu am germinat în totalitate, din cauza lipsei timpului și așa, le mai scot din spațiu de germinare. Dar dacă vedeți că sunt semne să mai iese unul acolo, unul acolo, mai țineți încă câteva zile. Putem să forțăm un pic cu un 25 de grade. Carmen Mihaela, mă scuzați, dar nu știu dacă am înțeles corect. Ardeiul pentru cumpăr se mănați la sfârșitul lui februarie sau ianuarie? Februarie, la sfârșitul februarie, înseamnă, cel de câmp. Semnătul meu la sfârșitul februarie că tu semeni în 288 și rămâne acolo, că îl rădăcinezi din sol și îl vinzi cu cubumii. Da. Nu, la sfârșitul lui ianuarie și îl face repicare, că trebuie să repicăm ardeiul. Eu așa consider, că trebuie repicat. Sfârșitul lui ianuarie... Depinde cel de câmp, de regulă. Eu am găsit o variantă a celui jumulii, da? Cel jumulii după brazdă nu se mai răpică, ăla l-ai semănat pe brazdă și îți rămâne, da, acolo. Da.
Da, este fix o variantă, dar la un cubuleț mai mic. Eu am recomandat... Dacă îl răpici, automat te duci și trebuie, că durata de, e mai mare, da? Da, faci un răsat viguros, mai sănătos. La ardei am recomandat 80 de zile înapoi față de data plantării. Luați decizia când plantați și 80 de zile înapoi. Deci să ne înțelegem la ce am spus, eu îl semăn la plăci de 288 și așa rămâne și îl vând din 288 pe cel de câmp. Practic este o variantă a celui jumulit. Decât că la tine are și cub, e da, mai bine. Da, da. Are un cubuleț acolo. Bun. George Neagu, ce distanță între rânduri și între plante recomandați să plantezi legume roșii, ardei, vineți? În spațiu protejat sau afară? Hai să spunem, în spațiu protejat? Păi, în spațiu protejat, de exemplu, tomata normal 70 între rânduri și aici între plante este sunt două variante. Dacă faci cu cultura o ții până toamna sau dacă faci două cicluri de cultură, da? Nu, dacă un ciclu, că nu, dacă nu, faci un singur ciclu, 50 cm între plante. Bun, și eu am spus 80 între rânduri, 40 între plante. Eu așa recomand tuturor, mai ales amatorilor. 80 între rânduri, 40 între plante. Da. Mă rog, eu... Tu ai zis 70 între rânduri, 50 între plante. Da. E da. Relativ la fel. Da. Bine, nu e la fel, dar avem aceeași densitate. Da. Am două variante. Domnul Oleg Rama ne întreabă, ce puteți spune despre preparatul biologic Beauveria bastriana? Ce efectiv sau așa și așa? Nu cunosc. Nu cunoaștem, domnul Oleg. Probabil produsele astea sunt pe la dumneavoastră. Nu, nu, n-am idee. Florin Macris, pe Sușilveri am avut ceva probleme cu mana la roșie. Am arat terenul, am pus un sat sutil de gunoi de grea și acum vă întreb dacă ar trebui să dezinfectez solul în primăvară. Nu e nevoie. Toată lumea... Mana vine din aer, din sus. Toată lumea bine, crede că rezolvarea e în dezinfectarea solului. La oricum întâmpină o problemă, basamit, nemasol, toată lumea dezinfectează solul. Mai rău face. Deci la dezinfecția solului omorâți tot ce este în sol și ce e benefic și ce e dăunător, da? Și pe urmă trebuie să refaceți flora. Nu asta e soluția, da? Mai bine plantați și stropiți preventiv. M-am pierdut. Ioan, e normal ca ardei să înceapă la 3 zile să răsară la temperatura setată de 24, timid, 2-3 fire din 35 de alveole, 2-3 celule, scot când răsar, când va urifor și continuă creșterea la 80. Și continuă creșterea la 80. E normal să mai apară câte un fir și la mine se întâmplă, cred că și la tine se întâmplă. La 3 zile cât un fir. Sunt semințele alea cu peretele foarte subțire, care și la mine se întâmplă. E normal, dar nu le luați în seamă. Alea să fie pierderea. Asta, da, asta vreau să zic eu. Le consider pierdere. 199, nu pe ăla de acolo. Ăla puteți să-l grupeți deja. Dar dacă deschideți răsanița, o să crească și ăla, se dezvolte. Bună seara, Liviu Marian. Ne întreabă, la roșiile moldoveane se pot planta pe două cicluri? Păi n-are sens să plantăm pe două cicluri pentru că e nedeterminată. Ce rost are să schimbăm cultura? Lăsăm ciclul 1 la 5 roduri și să punem din nou. Păi când ea face 90 roduri, dacă o e îngrijită corect, fertilizată corect, da? Și noi mâncăm în fiecare zi și plantele ar trebui să mănânce cel puțin o dată pe săptămână. Dacă vrei să faceți două cicluri, mai bine căutați pe cele semi-determinate, da? Chiveli, precos. Obțineți timpurietate la ele. Da, se plantează mai devreme și după aia venim cu moldoveanul pentru ciclu prelungit. Ciclu 2 prelungit, care poate să se ducă până în decembrie. Da, depinde de, vreme. Solar, de vreme. Doamna Vasilica Vasilache, am sopit și eu cu lapte de capră, nu prea se cunoaște mare lucru. Deci... Eu încerc să mă abțin. Nu vrem să mai comentăm de lapte și mai, lapte. Mai e o chestie care este foarte vorbită, ca să zic așa, pe platforma asta de socializare, dar o să revin la acel lucru cât de curând. Trebuie să înțelegem că un youtuber, da, ca să zic așa, vin cu fel și fel de idei, numai ca să obțină, da?
Deci, fii atent, acum fac o paranteză și chiar vreau să discutăm despre lucrul ăsta. Fertilizarea cu drojdie. Eu am făcut un videoclip despre fertilizarea cu drojdie, numai cu 2 ani, cred. Pentru că toată lumea pe Facebook urmea fertilizarea cu drojdie, fertilizarea cu drojdie. Din cauza serviciului eu am acces la oameni foarte bine pregătiți în ceea ce înseamnă drojdie. Adică eu am vorbit direct cu microbiologii, deci microbiologii care cresc drojdia la fabrica de la Pașcani. Deci noi avem o fabrică de drojdie în România, este vorba de fabrica Pagmaia de la Pașcani. Eu fiind brutar, mă ocup de mai multe lucruri la fabrica unde lucrez și am vorbit cu microbiologii de acolo și am întrebat microbiologia de ceea care cresc drojdia, care cresc drojdia, celulele de drojdie le asigură condiții de dezvoltare și înmulțire. Este celula de drojdie se înmulțește prin diviziune celulară. Ca să scurtez foarte mult, o șarjă de drojdie la fabrica de drojdie Pagmaia de la Pașcani începe din 7 grame de celule. Deci din 7 grame, dintr-o eprubetă pe jumătate plină, acele celule se pun, se plantează, dacă vreți, într-un mediu în care au tot ce le trebuie să se dezvolte și să se înmulțească, sunt hrănite cu melasă și ele încep să se înmulțească și se mută din recipientul ăla, le mută într-un recipient mai mare, când deja sunt mai multe și tot așa, procesul durează, să nu greșesc, 20 de zile, nu știu, nu sunt sigur, pot să revin cu informația asta. Ce vreau să înțelegeți că din alea 20 de, din alea 7 grame de drojdie se obțin 70 de tone de drojdie. Da? Asta înseamnă o șarjă. Se pleacă de la 7 grame și se obține 70 de tone de drojdie. Și toată lumea zice fertilizați cu drojdie, fertilizați cu drojdie. Este normal ca drojdia să aducă un aport plantelor, un aport să observăm o modificare benefică la plante, pentru că drojdia este o celulă vie, un microorganism viu care trăiește, crește și se înmulțește. Dar este foarte sensibil, adică nu putem să-l comparăm cu micorizele pe care le folosim noi în sol. Acolo microorganismele alea sunt speciale pentru sol, care trăiesc în sol. Drojdia este o ființă care trăiește la lumină, o celulă care are nevoie de lumină ca să trăiască și să se înmulțească. Și la temperaturi de peste 35 de grade, ea se blochează, este blocată, deci ea practic moare. Înțelegeți? Și recomandările pe Facebook, pe toate platformele de astea online, erau făcute de genul un kilogram de drojdie, să nu greșesc, probabil că greșesc, sau 500 de grame de drojdie în 10 litri de apă, facem o soluție diluată, după aia diluăm din soluția aia 1 la 10 litri de apă. Și fertilizăm plantele. Păi celula de drojdie e mare, pentru că spunea tot un YouTuber care a venit și a zis, voi fertilizați cu drojdie și lăsa în solar acea soluție și merge și mâine și poi mâine. Păi cum să meargă și mâine și poi mâine când celula de drojdie la o oră de 35 de grade a murit? Și oamenii, vorbim cu oamenii aceia care sunt super profesioniști, vă dați seama, și spun, păi nu se folosește drojdia la fertilizare, se folosește vinasa. Vinasa fiind mediul în care trăiește drojdia, da? Deci drojdia mănâncă și bineînțeles ca orice organism care mănâncă are și niște dejecții. Deci vinasa este dejecțiile, compusă din dejecțiile drojdii, care la rândul lor au și ele microorganisme și s-au obținut atestate. Deci au atestate că vinasa este un fertilizant și chiar s-au făcut probe la cultura mare, la porumb, la grâu, la... Deci, nu fertilizăm cu vaca, fertilizăm cu gunoiul de graj. Vinasa este gunoiul de graj al drojdiei. Din păcate, eu am intermediat o legătură între producătorii de drojdie, între fabrica Pagmaia și un producător de fertilizanți naturali. Știu, din România. Am văzut clipul. Așa, am intermediat o legătură ca să se facă probe, să vedem dacă putem să o găsim vinasa asta sub formă originală sau puțin
modificată rafturile magazinelor. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil că o să aflu. Deci, încă o dată, nu fertilizăm cu vaca. Fertilizăm cu gunoiul de grajd al vacii, da? Deci nu fertilizăm cu drojdia. Fertilizăm cu gunoiul de grajd al drojdiei. Vinasa care are atestat că este fertilizant natural 100%. Domnul Ion Liviu ne spune la cărăbușul de bai săpat mai adânc. Înseamnă că îi stricăm casa dacă săpat mai adânc. Grădina Biolegumix contra cărăbușului de mai larve să caute domnul din Germania produse pe bază de metarizium. Metarizium. Cred că mai sunteți domnul ZZZ și vedeți acest comentariu. Vasilica Nicolae, vă rog să-mi oferiți o variantă pentru lămpile cu UV pentru tută. O să mă interesez. Ai idee ce lămpi UV? Variante să scap de tută? Vrei să o spun? Nu, e... lămpi UV, ne întreabă lămpi UV. Care sunt? Nu folosesc lămpi UV, păi nu știu să zic. Păi lămpile alea care fac lumina albastră și au un grilaj așa, toate sunt capcane pentru insecte. Nu cred că mai contează ce... Și la lămpile astea, știi, e undeva cu duș întors, că practic ele este atrase de lumină, da? Și se duce electrocut acolo. Da. Și... Dacă pui lămpile în solar, ele atrag și pe cele din afară, ele vin la lumină, da? Deci are și alea... Dar poate nu toate ajung în lampă. Mai să opresc și în vegetație. Deci și alea au dezavantaje, au minusuri. Adică trebuie obligatoriu să avem plastă de insecte. Da. Pe care nu prea o recomandăm. Care și are dezavantajele ei, da? Deci, ca să ne înțelegem... Plasa de insecte doar noaptea, ca să nu mai intre de afară, le omorâm pe aia din solar. Ziua le... Dar e complicat pentru că ventilațiile laterale sunt cu folii, da? Dar ar fi o variantă, da? O altă manivelă cu o altă folie, da, cu plasa de... Cu plasa care să s-o ridici ziua, da? Și s-o lași doar seara. Deci, uitați că v-am rezolvat problema. Bine, că trebuie să depuneți un pic de aici. Bun. George Neagru ne întreabă, locuiesc în Constanța, când recomandați să semăn semințe de ardei, vinete și roșii pentru a fi plantate în grădină? Dacă pun lămpi solare, să poată lumina noaptea și capcanele lipicioase adun tuta? Nu. Deci vorbim de grădină, spațiu deschis, nu prea are eficiență. Din potrivă, le aduceți mai de departe. Nu. Capcanele lipicioase, da. Capcanele lipicioase, dar și alea au feromoni. Aia neagră nu are deci, să ne înțelegem, capcanele lipicioase sunt de două feluri. Unele care au un feromon, da? Și mai sunt unele alea practic de... Mari. Alea mari, alea am eu, sunt unele mari negre. Da, nu știu. Sunt unele de control, să-ți dai seama ce fel de... De monitorizare, da? Nu, sunt două diferite. Aia cu feromon atrage masculul și o să atragi mai mulți, da? Domnul George Neagu, am spus și mai devreme, vă spun și acum, pentru ardei și vinete, 80 de zile înapoi față de data plantării, dumneavoastră știți când vă permite clima din zonă să plantați, și roșiile 45-50 de zile înapoi. Adică înapoi, atunci face semănările. Marcu Legume Bio, foarte bun acest live, domnul Nache, are canal de YouTube, să mai filmați cu sensul. Nu are canal de YouTube, dacă face... Îl promovăm aici. Nu, no, nu cred că o să fac. Dar mă poate găsi pe pagina de Facebook, da, cu același nume. La pagina de profil am cartea mea de vizită. Deci, Facebook Nache Titeli, o să las linkul către Facebook-ul lui în descrierea acestui live. Și bineînțeles și la materialul pe care l-am filmat înainte. Muște artificiale țăpăline liviu. V-am mai spus... Mama mea pune de 16 ani la prima fecioare, an de an, și e aceeași roșie. În fiecare an, foarte bună la gust, cărnoasă, bună pentru bulion. Da, țin minte că mi-a spus acest lucru. Dânsa are noroc să aibă un soi foarte bine determinat, pentru că și soiurile, din câte am înțeles eu, pentru că am mai vorbit cu oameni specializați, și soiurile au nevoie de... 7 ani de zile fără să de fie echilibru. De echilibru. Da. Deci, după 7 ani de zile de plantare, dacă sunt păstrate toate caracteristice,
este un soi foarte bine determinat, care nu se alterează cu alte soiuri. Dar dânsa, dacă cultivă de 16 ani, este foarte bine determinat și aveți grijă să nu piardă semințele. Eu cumpăr semințe de lacrimile Fecioarei, am semănat anul trecut primul an, anul ăsta am cumpărat din nou și sper să iasă același lucru, pentru că clienții au fost mulțumiți. Este același lucru și mi se pare o roșie foarte gustoasă, o roșie asemănătoare roșii românești. Cred că eu zic este net superioară roșii românești. Bulgarii sunt campioni la... Da. Investesc foarte mult în cercetare, foarte mult. A rămas în urmă noi foarte mult. Am avut într-un an, am încercat să, că toți clienții zic, dar românești nu ai, dar soiul românești nu ai. Și într-un an am, nu o să dau numele, da, să nu-i fac antireclamă, am produs un răsaduri de un soi românesc și pot să, norocul meu, că mi-am pierdut câțiva clienți, și norocul meu la unii a fost că am mai luat și altceva, știi? Dar când a revenit următorul an, exclus. Da, da. Bun. Nu, în cercetare, bulgarii sunt, privința tomatelor, sunt cei avem mai buni. Avem și noi, uite aici, vine întrebarea exact care trebuie, de hibridul moldoveanul cum e. Recenziile la hibridul moldoveanul nu sunt o mai bune, de ce să... Sunt foarte sincer. Pentru că toată lumea zice că e tare și nu are gust. Da. Majoritatea. Dar să știți că eu am întâlnit și persoane mulțumite de moldoveanul, chiar și eu am gustat moldoveanul în trecut, pentru că am avut răsat, le-am urmărit, face foarte multe roșii, deci la productivitatea mea ce da, să spun. Corect, corect. Dar eu sunt convins că cei care sunt mulțumiți și de gust au făcut sau au avut solul potrivit pentru acea plantă. Fiind foarte productivă, are nevoie de fertilizare. Ca orice om puternic care mănâncă mai mult. Și dacă ea merge cu lipsă de nutrienți, bineînțeles că își modifică gustul. Ea vrea să facă tot atât, deci trebuie fertilizată într-un anumit mod. Și lucru pe care o să-l aflăm cât de curând. Pentru că și în funcție de zonă și în funcție de... De fapt, în funcție de zonă, părerele sunt împărțite. E minorizație. Cu ventilatorul destul de puternic se merge printre rânduri la nivelul etajelor florale. Credeți că este bună ideea pentru polonizare artificială? Nu. Nu, pentru nu că face nu față. Putem, nu putem să... Cum să zic? Nu ne ducem exact în floare, să mișcăm floarea acolo. Eu am zis, este o metodă netestată de mine, personal, dar și la ce a zis că ar putea să fie bună. Fâsul cu apă simplă și stropit în floare, ca să mișcăm staminele și să se facă polonizare. Da. Acum, cea mai bună variantă, dar nu știu dacă se găsesc mai mici, sunt stupii de bondar. Mi se pare, din punctul meu de vedere, cea mai comodă, cea mai bună, cea mai naturală, cea mai sănătoasă, da? Da, dai seama, pentru 100 de metri pătrați nu o să cumpere nimeni bondari. De ce nu? Nu știu, asta zic, nu știu dacă sunt stupii la firma bine, care cumpăr eu. Vorbim de bondari pentru culturile extratimpurii, că nu avem, când apar polinizatorii, ar trebui să nu mai fie nevoie de bondari. Da, da, da. Că tu nu mai aduci bondarii în iulie sau aia să duc dracu până să știi că nu, bondarii are ciclu de viață undeva la, stai să-mi aduc aminte să nu greșesc, 2 luni, va la 2 luni, ei mor pe urmă, da? Bun. Începe să polenizeze de la 6 grade, zic ei, eu vă spun că de la 10. Da? Bună seara, doamna Andreea. Deci îi zic că la 6 grade se mișcă și polenizează, da, dar da. Trebuie să fie 10 grade. Da, nu, 10. George Neagu, ce fungicid, acaricid, insecticid pot stropi când plantele au și flori și sunt bune de cules? Green Mix SB, v-am arătat acel produs pe care l-am folosit și anul trecut. Glimix XB este un produs pe bază de macerat de urzică 3-in-1, fungicid, insecticid, fertilizant. L-am arătat și într-un lemn trecut, dar nu mai știu exact cum. Mulțumim, domnul Muște Artificial. Domnule Dan, spuneți-mi, vă rog, câte albele de 104 pot acoperi cu un sac de 10 litri de vermiculit? Cred că mi-a spus întrebarea asta și pe... nu știu, comentarii sau pe Facebook. Nu am experiență cu vermiculitul. Anul trecut am folosit doar la semințele mici, la petunie și la țelină.
Anul acesta am folosit din nou petunie țelină și intenționez să acopăr semințele de vinete. Deci după ce semn să acopăr cu semințele, să acopăr alveolele cu semințe de vinete. Estimez că undeva la 30 de alveole se poate acoperi cu un sac de 10 litri. Estimez, v-am spus, nu pot să vă spun sigur. Problema e că cei de la semințe plante nu mai au vermiculi de la de 1-3. Cea mai mică informație că au un vermiculi cam mare. Sper să aducă până semân eu vinetele. De fapt, săptămâna asta. Liviu Marian Nica. Chechila e bună pentru germinat sau doar pentru repicat? Chechila este de două feluri. Și da? De germinat între 0 și 6... Te vezi? Am zis ce tu. De semăna, da, este între 0 și 6 mm, da? Iar cealaltă mai mare, eu unul răpic tot în cea de semănat. Dar nu recomand. Dacă aveți posibilitate, tip, da? Luați-vă turbă de răpicat. Pentru răpicat conține mai multă hrană. Te ține mai mult. Păi tu le spui să ia turbă de răpicat și tu folosești turba de semănat la răpicat. Eu folosesc... Deci majoritatea mă întreabă... Nu să folosesc turba de semănat la repicat, pentru că făcând 200-300 de file de lăsat, cumpăr un sac de turbă, cât folosești? Da, o poți folosi, adică nu e nicio problemă, decât că nu mai conține atât de multă hrană. Da, dar are trebuie să ducă lăsatul la maturitate. Avantajul la noi la legume față de flori este că perioada de ciclu în alveole este foarte scurtă, undeva la 2 luni, da? Și atunci... Ea își găsește hrana corespunzătoare la flori, este mai mare. Da, atunci eu trebuie să intervii. Am spus tot timpul că poate să folosească pe aia de semănat și la repicat. N-ai de înflorire, dar la ce perioadă sau la câți ani recomandați fertilizarea cu gunoi de grăș? Unul, dacă aș, depinde de ce produce acolo. Dacă faci culturi super intensive, da? Faci două cicluri de culturi în nu solar. Nu vorbim de două cicluri, vorbim de un ciclu prelungit din care vrei să culegi cât mai mult. Undeva la 2 ani, cam așa. Și nu crezi că ar fi mai bine în fiecare primăvară, înainte de plantare sau toamna, când pregătim solul, că dacă să facem săpătura de toamnă, în fiecare an dau o cantitate mai mică? Da, e mai bine. Mai mică. Dar nu pot să dau sfatul ăsta, pentru că fiecare mai mică vede în felul lui, știi? Și atunci da, mi-e cam frică să... Asta în grădină, da. Grădină. Prefer să dau o variantă mai mare. Am două mașini de alea de 40 de tone, de alea mari, de alea lungi. Să fie. Am pus la drum în partea și hai să băgăm în ligare. Am făcut eu așa o estimare, un roabă acolo, un roabă acolo, și se pune un roabă acolo, că n-am la un sens. Nu vrea să bapă tot, că da. Se la drum, era da. Acolo. Și am pus roabă lângă roabă. 30 de centimetri la rând. Deci am înălțat grădina cu 10 centimetri la rând. Păi 2 ani de zile nu am avut exces, dar m-a terminat, castravez, mi-a terminat roșii tot. Eu fac deci... în fiecare an, da? Dar fac două cicluri. Iar e bine să faci în fiecare an, dar să dai cantitate mai mică. Cantitate moderată, da, să nu exagerăm. Păstrăm acolo pentru la an. Și dacă revenim cu fertilizare, pentru că avem fertilizanți organici o grămadă care putem să-i cumpărăm sau să-i facem. Aura, puteți spune, vă rog, cum dezinfectăm solul cât mai bio? Cât mai bio nu-l dezinfectăm deloc. Îl lăsăm să înghețe iarna. Chiar dacă nu mai sunt iernile care au fost, tot avem minus 5 grade într-o noapte. Dar mai e o variantă... Adică și solarul. Aveți un solarel de 100 de metri pătrați și nu aveți cultură în el. Nu aveți nimic în el, iarna. E săpat, lăsați lateralele deschise sau ușile într-o 2-3 nopți când sunt temperaturi mici, să înghețe. Asta înseamnă cel mai bio. Sau cu astea, cu microorganisme, cu varianta micorizan. Mai e o variantă. Care? Care folosesc turcii. Turcii, la ei știi că e foarte cald, dăunătorii se înmulțesc continuu și trebuie să intervină. Și unii din ei cum fac? Fac un ciclu și în pauza dintre ciclurile de cultură. Pauza de 2 zile maxim? Nu, de vreo o lună de zile, cam așa. Da? Ei udă foarte bine solarul, îl inundă. Deci inundă foarte bine solarul, pune folie termică pe jos
îl închide și îl lasă așa. De practic înneacă... Îl sterilizează, e acela ca și cum sterilizezi un biberon, știi? Din cauza căldurii excesive, mor dăunători. Da, e așa procedez. Deci face, creează un efect de țel acolo. Dar ține undeva la 20 peste, de zile. Da, temperatura crește peste... peste 40 de grade și se încinge pământul, da, practic. Da, e o sterilizare termică, practic. Da, da. Așa fac ei acum. Dar dezinfecția solarului cu produse chimice omoară tot ce... Cred că am zis ea trei ori. A treia oară care spunem, produsele tot chimice omoară și microorganismele benefice, cele care ne ajută plantele să se dezvolte. Ne distrugem fauna, practic, a solului și fauna este foarte importantă. George Neagu ne întreabă, recomandați plantarea câte două fire de ardei roșii vinete în cuib pentru a crește numărul de plante în grădină? Diminuează randamentul față de o singură plantă? Nu. Rarul nici, eu mereu le zic și la clienții mei, nici mamaia nu mai pune două fire într-un cuib, da? Deci nici mamaia și ea s-a adaptat la un fir în cuib. Nu de, faci. Crește mamaia? Da. Și mai face și treabă. Da. Are grădina, da, e, da, da, îi duc în fiecare an lăsat. Nu faci decât să-l înghesoi mai mult, îi are, nu are suficient aer, plus că acum au apărut hibrizi profesionali care produc destul de mult și mai ales dacă pui și doi hibrizi de ea, deci mai mult, noi ai producție mai mare la un fir decât la două fire. Și acum să vă spun și părerea mea. Dintr-un castron de ciorbă, pe vremuri mâncam toți copiii dintr-un castron, se băteau lingură acolo. Dar acum avem fiecare farfuria lui, nu? Așa și ca cu plantele. Le dăm la fiecare cubul lui. Mai sunt niște variante de plantare a ardeilor, în principal pe la câmp, pentru autosustinere, cu doi la cuib. Dar ce înseamnă doi la cuib? Nu înseamnă doi în aceeași gaură. Punem ardei, 10 cm ardei în găuri diferite, și după aia lăsăm 30 între plante, iar ardei 10 cm. Deci nu punem în același castron, punem în castroane diferite. Asta înseamnă doi la cuib. Părinții mei puneau roșii Dacia românești, erau oloage și foarte gustoase. Da, pretențiile au crescut acum. Înainte și punea bunicii mei în câmp, da? Și nu erau pretenții mari. Să coceau o roșie aici, o roșie la rodul celălalt, nu erau pretenții mari. Acum toată lumea vrea să facă ciorchini mulți, multe pe rod. Atunci, fiind multe fructe pe o plantă, toate fructele mănâncă, da, absorbe din sol. Și de-aia sunt unele probleme. De face capac, de nu-și găsește hrană, de, mă rog. Bun, ca să-l cunoașteți mai bine pe invitatul meu, vă invit să vizitați Facebook-ul lui, Facebook Nache Titel. Uitați, avem o părere aici despre hibridul moldoveanu F1. Hibridul moldoveanu F1 nu este bun. Este foarte bun și rezistent la boli. Asta e un lucru foarte important cu rezistent la boli. Se pretează pentru cultură în spațiu neprotejat până la urmă. Da, nu am cultivat moldoveanu, nu pot să-mi dau cu părerea pentru o ceea ce... O să încerc să le urmăresc eu mai bine anul acesta și o să și gust. Chirila Elena, bună seara, am avut pătarea cafenie la roșii. Cum procedez anul ce vine să nu mai am probleme? Rămâne boala în sol și cu calciul la roșii am avut probleme. Cum procedez? Pătarea cafenie rămâne în sol? Nu rămâne, dacă scoți grejin, dacă nu îi lași peste iarnă acolo, da? Deci dacă ai avut probleme... Asta, până la urmă, astea sunt lucrurile obligatorii pe care trebuie să le facem. Am prieteni care au lăsat grejin și au probleme, dacă spun, o grămadă, da? Scoateți vrejii, curățați terenul toamna, da? Și al doilea an nu o să aveți probleme. Problema a apărut din cauza că nu au avut condițiile optime. Pătarea cafenie nu apare așa de neant. Da? A avut umiditate excesivă și de-aia a apărut. Mai era o întrebare cu calciu. Calciu la roșie, am avut probleme. Calciu la roșie, să ne înțelegem. De ce apare carența de calciu, da? Putregaiul apical. Putregaiul apical. Da. Așa. De ce apare el? Normal, zici că e carență de sol, că n-ai calciu în sol. Dar nu este neapărat așa. Șansele să n-ai calciu în sol sunt foarte mici. Ea apare, de regulă, vă spun eu, ea apare
când sunt călduri excesive, temperaturi mari, planta nu se mai hrănește, nu absorbe calciu din sol, da? Și de-aia se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci de-aia trebuie să interveniți cu o plasă de umbrire, da? Dacă sunt afară 40 de grade și îi place 25, nu se mai hrănește și nu mai absorbe calciu din sol și de-aia apare putregare. Interveniți cu o plasă de umbrire, aer cât mai mult, da? Dați aer cât mai mult, pe laterale, pe capete, cât se poate. Da, da, în perioadele alea putem să venim cu completare de calciu aplicat foliar și radicular. Deci, da. Că sunt soluții cu calciu care putem să le aplicăm și ajutăm planta. Că ea, din cauza căldurii, nu mai poate să absorbă, nu mai poate să fixeze calciu, să-l ia din sol. Exact, exact. Și atunci trebuie să o ajutăm. Să o ajuți radicular sau foliar. Radicular... rădăcina are rol de absorție, transportă foarte repede către plantă, da? Când îi dai radicular, planta absorbe foarte repede calciu și l-a transportat către fructe. Când îi dai foliar, da? Frunza are rol de absorbție, ea stochează hrană și dă cu porția la plantă, da? Deci nu, dacă vrei să ai un efect rapid, radicular. Radicular, da. Basilica Vasilache, și eu pun de 5 ani la când fecioare, sunt foarte gustoase, nu fac față cu vânzarea. Precoz la fel, dar depinde și ce le dai. Un gunic, despre soiurile, acum sunt. E cel mai vândut răsat care și la mine la fel, soiul nu este soiul, este hibrid. Da. Este hibrid bulgăresc, este cel mai vândut răsat. Eu personal încerc de mai multe ani să găsesc variante și cred că și tu testezi în fiecare an. În fiecare an. Și anul ăsta am câteva și în testare. Și nu am reușit să înlocuim rila. Deci, după cum am mai spus, da, răsadurile care le produc, nu decid eu ce produc, clientul decide. Da? Ce îmi cere clientul, eu practic aia produc, iar majoritatea clienților i-am împărțiți la roșii în două categorii, rila și riana. Pe astea două merg clienții mei. Și mai am câteva specialități, da, care, nu știu, galbene, lacrima, nu fete, mai, roz, mă rog. Tot am pus și galbene și negre, le-am dat mai mult degeaba, pentru că... Astea se cumpără 5-10 fire, nu cumpără... Da, și am pus puține, raportat la numărul celorlalte. Dar nu au vrut să cumpere. Probabil că acum o să vină să-mi ceară galbene, că așa am pățit. Știi? Da. Când așa am pățit și cu bine tearele și... Rila este o roșie care se pretează mult pentru cei casnici, da? Care au un solărel mic și vor să aibă o roșie gustoasă, moale, să lase zeamă în salată. Cam astea, de-aia toată lumea se îngăduie spre ea, cu creștere nedeterminată, te ține până toamna târziu. Rezistență e medie, să zic, da? la bol și la dăunători. Cam așa o cataloghez eu. Muște artificiale. Încă o întrebare. E bună rotația culturilor în grădină? Cea mai bună. Sunt plante care fixează azotul, plante care... Mi-aș dori să pot să fac lucrul ăsta. Păi ai posibilitate. De ce? Nu prea. Pui gogojar, pui, știu, varză acolo. E mai greu. Chiar dacă am mai multe solare, credeți-mă că e mai greu să faci. Pentru că tu te-ai obișnuit, știi ce trebuie la piață și tu trebuie să pui produsul acolo, că știi că acolo ți-l face. Dar... Majoritatea sunt solanacee și e greu să le schimb solanacee cu solanacee, da? E mai greu. Naiden Florin, cu ce produse și ce doze de îngrășământ folosiți la răsat pentru ca îngrășământul cel conține turba după perioada se spală și plantele încep să se îngălbenească? Tu fertilizezi răsadurile? Nu. Nu. Fertilizează răsadurile. Dar perioada, cum am spus, perioada... de a răsadului de legume în plăci, în plăcile alveolare și în turbă, este undeva la 2 luni. Dacă 60 de zile. Da. El înseamnă că a avut răsad bătrân și n-a mai avut hrană. Nu... Deci dacă depășește 2 luni, turba nu mai poate să le asigure necesarul de nutrienți. Dar acum eu am început de anul trecut să fertilizez cu micorize. Bine, din dorința de a avea răsad sănătos, de a nu avea boli și așa mai departe. Pentru că o plantă bine hrănită este și sănătoasă, ca și noi oamenii. Și anul acesta la fel, o să fac cu fertilizare. Deja am început, am făcut fertilizarea la prima serie care a răsărit. Deci după ce am răsat plantele, să fac fertilizare cu Simbiomico Grow.
Vi l-am arătat, o să vi-l arăt în continuare. Mai sunt și alte produse. Sunt foarte multe picole de acum, dar fiind foarte multe, nu știi ce să alegi, știi? Trebuie să testezi înainte. Înțelegi? Că așa am mai văzut, am mai auzit, dar trebuie să testate, să ai informații clare de mod de aplicare, când e perioada bună. Mă gândesc că și la microorganismele astea, până la urmă, poate să fie și unele care să fie mai bagaboante. Uite, domnul Constantin Marian. Domnul Dan, sunt foarte mulțumit de rezultat la legume cu vinasă, Pașcan 2022. Poftiți exemplu, ce vorbeam mai devreme, vinasa. Dacă puteți să le scrieți și cum ați intrat în posesia vinasei, domnul Constantin. Că este important. Eu știu cum pot să intru eu, nu știu... Adică am avut tot sprijinul celor de la Pașcan, de la Pamoaia, mi-au trimis vinasă, mi-au trimis documentație, tot, cu avize, cu tot, ca să le arăt. Le-am arătat eu, dar în măsura în care mă pricep eu să povestesc și să vorbesc, dar încă am probleme cu camera și cu... Aurențiu Petcu ne întreabă despre hibridul Tolstoi și Vitara. Sunt hibrizi consacrați, ăștia, destul de plantați. Dar, din câte știu, semințe scumpe, nu? Vitara, cel puțin. Da, da. Nu știu cum să fiu mai blând. Nu fii blând. Spune-ți părerea ta despre... Am încercat și Vitara, da. Dar este o roșie tare și nu se compară cu cele bulgare. E roșie pentru manipulare. Rezistă bine la transport. Mai exact, când am început să coacă și am văzut cum ce gust are, am preferat să o, era vorba de toamnă, da, perioada de toamnă, am preferat să o culeg și să o vând de gogonea. Și Tolstoi nu l-ai încercat? Tolstoi nu l-am încercat, nu. Nu pot să mă pronunț că nu l-am încercat. Domnul George Neagă întreabă când se seamănă semințe de petunii creite vinca. La mine au răsărit, sunt în frunzele de răsărire, deci sfârșitul decembrie. Atunci am semănat eu, o să le vedeți într-un videoclip săptămâna aceasta. Bio Ioan. Termenul de păpică folosit de cineva mai experimentat. Când anul trecut eram nemulțumit de producție, m-a întrebat, le dai păpică? Ce păpică dăm legumelor? O să încercăm să găsim variante organice anul acesta. Putem să începem cu orgevit. Am văzut că și tu folosești destul da, de mult. Da, da. Orgevit, Italpolina, Abono. Orgevit, gunoi de grajdi. Da? Întotdeauna recomand mranița. Cel mai mult recomand mranița. Conține foarte, foarte multe. Conține azot, fosfor, potasiu, microelemente, macroelemente, zinc. Foarte, foarte multe. Da? Și pe lângă faptul că conține foarte multe, o ai și mai din ea, îți mai rămâne și pentru la anul. Adică ea poți fructifica mai mulți ani din mraniță. Da, da. Cel mai complet gunoi de graj, ca să zic așa, ar fi găinatul de pasăre. Aici depinde pe cine întrebi, știi? Eu așa cred. Eu am fertilizat cu macerat mai mereu și am fost extrem de mulțumit, chiar uimit. Și ca variantă pe care să putem să o cumpărăm este sunt peleții aceia de găinat. Da, eu folosesc orgevit. Avem mai multe variante. E foarte practic. Da. Împrăștiat înainte de motosapă, de săpat și rămâne în sol. Acolo se descompune. George Neagu ne întreabă, hibridul Alvaro, Rila sau Belladonna, ce părere aveți? Din toate astea, singurul care l-am încercat a fost Rila. Celelalte ce nu pot să mă pronunț că nu le-am încercat. Belladonna am auzit comentarii bune despre ea. Aura, morcovul și păstârnacul să mâncați în pământ de niște viermișori, ce pot să fac? Probabil viermele sârmă, nu? Păi, probabil, dacă nu ai văzut despre ce e vorba, e greu să dai un sfat.
în cazul în care e viermele sârmă, dar asta recomand. Mergeți la un magazin fitosanitar să primiți un răspuns cât mai corect. Dacă te întreabă cineva, am un viermișor, ce răspuns poți să-i dai? Da, și e bine și cu morcov, ca să vadă gaura, probabil dacă omul de acolo e bine pregătit, recunoaște ce insect a atacat. În cazul în care e trica care se poate folosi. Trica expert, nu? Expert, da, da. Dar asta e organic? Nu știu să zic. N-am avut niciodată probleme cu viermele sârmă. Știu și eu, am auzit de trica expert, dar nu știu dacă e organic sau chimic. Deci nu l-am folosit, nu am avut probleme, doar că știu. Funcționează foarte bine la viermele sârmă. Buffalo Pink F1. Buffalo Pink e o roșie scumpă, nu? Ce părere avem despre Buffalo Pink? Da, nu știu, nu... N-avem cunoștințe, sunt semințe pe care le folosesc mai mult profesioniști în culturile alea intensive. Dar din câte mi-aduc eu aminte, Buffalo Pink nu pot eu să ies acum de pe... Fiind semințe de peste 50 de bani, dacă sunt semințe scumpe peste 50 de bani, nu are cum să nu fie o roșie foarte bună. Constantin Maria, noi am cumpărat undeva la 2000 de litri folosind și în piscicultură. Deci, ați cumpărat direct de la fabrică, nu? George Neagu, cum păstrăm usturoiul peste iarnă? Ce tratament se aplică la ceapă și usturoi de la răsărit până la scos? Ai experiență cu usturoiul și ceapa? Se stropește de mană, dar nu știu exact o tehnologie. Și păstrarea usturoiului peste iarnă, doamna Iani de la canalul de YouTube Grădina Biolegumics a postat chiar ieri un videoclip în care ne-a arătat cum să păstrăm usturoiul peste iarnă. Ne-a dat, nu știu, 3-4 variante, toate wow, adică pentru mine au fost lucruri extrem de noi. Laurențiu Petcu, recomandați un hibrid bun de prunișoară. Am încercat Oceanul, sunt foarte bune, dar aș mai încerca încă un hibrid. Rămâneți la Oceanul, eu am avut recenzii foarte bune la Oceanul, eu semăn Oceanul. Prunișoară nedeterminată, prunișoară. Am și o variantă aici. Chiar aseară a venit o clientă la mine și mi-a adus niște semințe să-i fac lăsaduri. A avut însă niște semințe mai așa, pe care le-a cumpărat pe unde a fost. Și i-a dat o listă și cu lăsaduri pe care se-i le-a dat din culturile mele. Și Ocean a zis că acolo la un moment dat dintr-un fir o găleată de roșii o dat. Foarte productive. Și la gust? Foarte bune, a zis că a făcut sucuri de bulioane din eu la prunișoară folosesc semințe de rugby. Rugby e bunul, bulgărești. Da, bulgărești, e o roșie roz, dar nu e rozul ăla deschis, când ajunge la maturitate, zici că e roșu, da? Mai e roz, e un roz închis așa. Are un conținut foarte ridicat de zahăr, are brixul ridicat și este dulce acrișoară. Mie unul îmi place, eu o pun peste precos, știi? La gust. Da. Dar fiecare cu gustul lui. Aici e... Eu în principiu încerc să scot hibrizii bulgărești la măsura în care mi se permite. Dar încă mai am clienți care vor precos, se mânc și ceva precos. La Rila, deocamdată, Rila se cere foarte mult și rămân cu Rila ca principal răsar la roșii. Dar, uite, am testat Oceanul F1, a plăcut și o să se mă cât mai... Din ce da, mult Oceanul F1. Domnul Radu Nenea ne întreabă, cum combat greierii din solar sau cârtițele? Păi greierii nu te deranjează cu nimic. Mai că mai taie și greierii. Eu n-am avut atac de greier să poate așa o plantă la nu știu cât, dar nu mai pot să zic. Și greierii. Și pentru cârtițe sunt niște capcane. Am văzut niște capcane care le prinde practic. Da, sunt groapă. Sunt groapă. Sunt unele pe YouTube, găsiți tutoriale cu capcane de cârtițe. Da? Eu am încercat și cu niște sonde... Ultrasunete? Cu ultrasunete și sonde care vibrează. Sincer, n-am văzut rezultate, se ceapă lângă sondă cărtița. Mă rog,
Or fi, nu zic că nu, dar eu pe aia aș încerca-o, da? Cu varianta cu capcane care o găsiți pe tutoriale. Deci eu am și o experiență cu un aparat ăsta cu ultrazunete. La un moment dat am pus un desolar la mare, era grădina goală, nu era solarul făcut, și am pus toată suprafața aia, 200 de metri, cu salat. Și ce salat am pus? Nu mă fac, altă... Toareg. Uh-huh. Semințele scumpe și erau scumpe atunci. Atunci erau... Am pus toareg și m-am pomenit în primăvară cu un atac de vrăbi. Deci toate vrăbile pe salat. Da. Mâncau ceea că mănâncă vaca din salat. Și am cumpărat un aparat de la cu ultrasunete, cu sunete, nu cu ultrasunete. Deci scotea sunetele alea de uliu, de vulturi. Da, de... da. L-am montat eu în grădină, am dat drumul. Două zile n-a mai fost gram de vrabie. A, să obișnuiește cu sunet. Toată zona, nu numai la mine în curte. Locuind în sat, au dispărut. Și după două zile stăteau pe aparatul ăla și ăla țipa acolo, nu mai aveam nicio treabă. Da, la vrăbii sunt niște plase, da. Păi am pus plase de umbrire după aia. Sunt niște plase mai bune. Sunt niște plase cu găuri mai măricele decât plasa de umbrire și să pun pe laterale, nu te încurcă, adică nu încurcă aerisirea deloc, da? Și scap de mie mânca castraveții. Păi eu vorbesc de spațiu neprotejat, am pus plasă de umbrire pe toată grădina. Da. Am făcut niște suporte. Acolo ai câștigat și umbrirea la două capete. Păi nu, era primăvară, n-avem umbrire, era primăvară chiar de vreme. Constantin Marian, da, dic din Pașan, o să vă contactez pentru mai multe detalii, multă sănătate de la Folticeni. Vă mulțumesc, domnul Constantin, mă puteți contacta pe Facebook Grădina lui Dan. Îngrășământul eliberare controlată se poate folosi la legume? Nu, pentru că îngrășământul cu eliberare controlată sunt produse chimice. Dar se poate, dacă cine se vrea poate, să folosească chimic, poate folosi chimic, nu? Se poate, da. Dar tot așa, într-o cantitate moderată, da? Să nu facem exces. Dar are o doză care trebuie să o respecti. Păi, la îngrășăminte cu eliberare controlată, în mod normal, sunt folosite la ghivece, la recipiente, ca să zic așa, și se recomandă 3 grame la litru de substrat. Da, la amestec la turbă, eu așa fac, bag 3 grame la litru. Când pun flori. Da, așa. Păi și în sol cum să măsor? 3 grame la ce? În sol era vorba? Păi da, la legume. Mă, eu m-am gândit la răsat. Nu. Mulțumesc, domnul Titel, chiar cei de la Semințe Plante mi-au recomandat Ruby și aștept comanda să vină, succes. Mulțumim. Nicu Sebastian Turteanu, cu o rezistență de 2000 de W poți încălzi 24, nu face față, 2000 de W, avem undeva la 15 metri, nu? 13-15 metri cu 2000 de W, adică nu o să facă o germinare uniformă, o să fie spațiile cam mari între rezistențe și o să aveți germinare exact pe fir, în dreptul firului și între fire nu o să adică nu se reușește să uniformizeze. Sunt și ele calculate. Când zice 10 metri pătrați, e bine să punem un 10 metri pătrați ca să avem distanța aia recomandată între spire ca germinația să fie uniformă. În 24 de metri pătrați puneți două rezistențe, dar nu puteți să puneți două de 1000, nu cred, da? Ca să avem mai mult fir, cred că merge. Da, pentru că aia de 2000 de W are 120 de metri, mi se pare, și aia de 1000 are 100 de metri. Are 100, da. Păi și punem două de 1000 ca să fie spirele mai dese. Să ocupe mai mult spațiu, da. Să fie spirele mai dese. Și legăm pala două de 1000 într-un termostat. Da, dar mare atenție la distanța dintre fire să nu se atingă, da? Este foarte bine să nu se atingă, dar eu vă spun că... Dacă se ating, nu se întâmplă nimic. Bine, nu trebuie să luați în calcul asta, dar mie mi s-a întâmplat să fiu nevoit să le suprapun, am verificat tot timpul, până am mai învățat și eu. Te grăbești? Vrei să închidem? Nu, că nu. Adică nu, pe mine nu mă...
Canon Mihai. George Neagu, canalele de YouTube ca al dumneavoastră, am pierdut rândul. Pentru nematozii din pământ ce se poate folosi? Crește planta și când are un metru se ofilește. Nematozii. Nu folosiți produse chimice? Deci n-am avut niciodată problemă cu nematozii. Deci de când produc eu... N-ai avut nematozii, da. Niciodată n-am avut. Da, probabil că ai și pus... Și nici părinții mei n-au avut. Adică... Probabil că ai pus plante care au... Sunt plante cu roșii cu rezistență la nematozii. Da, precoz. Păi nu precoz, tocmai. Asta vreau să spun. Eu am avut în solarul ăla mic, vă zic eu mic, într-un an am pus jumate precoz, jumate chibri. Uh-huh. Tot precozul a fost plin de nematozi și chiveri n-a avut nimic. Eu de atunci am rămas cu chiveri. M-a uimit, stai mă, pe aia a făcut-o praf și asta n-are nimic. După cum ți-am mai spus, precozul este o plantă pretențioasă. Foarte pretențioasă, trebuie să știi să lucrezi cu ea. Domnul George Neagu, nu mă întrebați de canale de YouTube al meu, dar dedicat florilor. Grădina Ritei, vorbește, parcă așa e, Grădina Ritei, un canal de YouTube pe care îl mai urmăresc când vreau informații noi, pentru că acolo vin informații noi în privința florilor, dar plante deja exotice, s-a ajuns departe, și canalul de YouTube Îngrijirea Florilor. Îngrijirea Florilor, care... Și acolo avem informații foarte multe și bune. Închide-și tu ușa. Laiden Florin, câte răsaduri trebuie vândute ca această activitate să devină rentabilă? Întrebare de 100 de punct. Pam, pam. Tu răspunde tu, eu sunt... Să devină rentabilă? În primul rând să stabilim. Câte răsaduri de legume la un preț corect trebuie să vândute ca să devină rentabile? Păi, într-un fel, calculul e simplu, știi? Depinde ce așteptări ai. Nu, dacă tu te aștepți să câștigi 100 de milioane, să zicem, da? Trebuie să-ți faci calculul câte plante îți trebuie la prețul pieței, da? Să vinde roșia cu un leu, da? Îți trebuie numărul ăsta, depinde, că mai ai și ardei. Ai și ardei, faci calculul și ardei, vrei să faci... Dar un total de răsaduri, da. Un procent de profit din fiecare fir. Depinde acum, ce pretenții de financiare, da, știi? Da, rentabilitatea, ca să însemne activitate principală. Nu știu, s-a îndurcat. Ca să devină activitatea principală și să nu ai nevoie de încă un job pe lângă asta... Deci, dacă vrea cineva să apuce de afacere cu legume, da? Cel mai indicat este să angajeze undeva unde să vadă cum să face. Practic el atunci când primesc angajați. Da? El când se angajează undeva unde să face lucrul ăsta, el învață, este plătit și învață pe banii celuilalt. Domnul Sorin Constantinescu pe canalul lui de YouTube, în live-urile lui cu 2000 de persoane live, aici suntem 120 de persoane. Domnul Sorin Constantinescu urmăresc fira păr tot ce spune, ne spune asta, băi, du-te mă și învață pe banii după ăla, nu? Du-te fi chelner, fi șofer, fi ce vrei tu să faci și înveți pe banii ăla și când ai învățat toate șmecheriile, pleci pe comprobă. Ok, să zicem că nu e cazul ăsta, da? Ai alt job, nu vrei să te angajezi. Cum sunt eu, brutal și... Da? Mergi în paralel, în timpul ăsta, vezi despre ce e vorba, da? O să ai unele pierderi, înveți din ele, din cauza că nu, ești că nu ai experiență, înveți din ele, înveți la pierderile vor să fie mici pentru că ești la nivel de începător și atunci nu o să conteze prea mult, da? Mergi în continuare și crești odată cu clienții. Niciodată nu te aștepta să nu te gândi că poți să pui un solar de 600 de metri pătrați și te aștepți ca mâine sau când va veni vânzarea răsadurilor, gata, te-ai dus și le vând pe toate. Nu există așa ceva. Creșterea răsadurilor, răsadurile trebuie să le crești numărul lor odată cu clienții, da? Crește clienții, crește și numărul de răsaduri. Crește cererea, crește oferta. Și trebuie să crești
treptat, de la an la an. Adică până nu rămâi fără, nu te ajunge. Da, rămâi un an fără, vezi că vin clienți și îți pleacă. Și după aia la anul te întinzi, te înfiși și pui mai multe și atunci te lovește. S-a mai întâmplă da, și de-astea. Deci, în primul rând, vezi cel, că... cel mai important lucru este să fiți asumați în ceea ce faceți, să vă asumați pierderile, posibile vorbeam pierderi. Vorbeam când ai fost la mine de prețul, costul de producție, știi că e 37 de bani o sămânță sau 35 de bani o sămânță, o vinzi cu 1,50 lei, știi? Și ți-am zis, bă, stai că sunt mai mult, sunt și pierderi, sunt și astea. E, uite, pierderea răsadurilor care o ai, da? Unde o vinzi? O introduci. Hai să mai dau o întrebare, puteți să iau ceva. Dumitru Matei, oameni buni, v-am urmărit, avem unele întrebări, dar m-am lămurit din răspunsurile date în decurs. Mulțumim frumos, domnul Dumitru Matei. Grădina mă pasionează. Bună seara, intervin doar pentru a-i mulțumi domnului Titel pentru împărtășirea cunoștințelor și experienței dânsului cu noi. Felicitări dânsului dumneavoastră. Vă mulțumim frumos, domnul Alexandru. Domnul Alexandru este de la canalul de YouTube Grădina mă pasionează. Și dânsul ne arată lucruri destul de importante, extrem de importante într-un grădinărit organic și merită urmărit. Liviu Maria Nica, la Casa Vest se face o copilire agresivă, adică se rup toți copilii până la 1,20 m și se culege doar de pe tulpină sau se mai lasă din copil pentru o productivitate mai mare. Casa Vest, copilire. Deci nu până la 1,20 m, eu până la 70 de centimetri copilesc. Da? Îi las doar pe tulpina principală, după care încep să copilesc, să las trei fructe, un fruct, două fructe, trei fructe, depinde de cât vrei. Dar e bine să-l copilezi la început ca să poată să crească planta în continuare. Dacă nu copilești, o să avorteze foarte multe fructe, da? O să ai castraveți avortați. Adică se îngălbenesc și scad. Și atunci toată lumea zice, vai, ce am pățit, ce să pățești, nu e copilit. Da? În primul rând pentru aerisirea aia de jos. E cea mai importantă. Planta nu poate să ducă atâtea fructe. Și ea mai omoară din ei, da? Mai avortează, asta înseamnă avortare. Dar despre gogoșarul Traian și Capiana Poca. Tu cunoști hibride ăștia românești, gogoșarul Traian și Capiana Poca. Eu i-am făcut anul trecut răsat de gogoșarul Traian și Capiana Poca. Gogoșarul Traian n-am reușit să-l urmăresc, dar Capiana Poca a fost foarte productiv, un fruct mare, cu pulpă groasă, destul de productiv, deci foarte productiv chiar. Probabil că anul ăsta o să urmăresc mai îndeaproape. Dacă punem două file sau trei cu atenție, cum se controlează termostatul pe toate? Punem un singur senzor sau cum? Da, senzorul, având în vedere că distanța între spire este egală, oriunde am așezat senzorul în răsarniță, dar montat, v-am spus, între substrat și alveolă, ar trebui să măsoare temperatura pe care o dau amândouă firele, nu? Că la suprafața substratului din răsarniță se uniformizează temperatura. Asta e și ideea, să fie o uniformizare. Și controlează cu un singur senzor, două rezistențe, clar. Senzorul controlează temperatura. Știi că sunt termostatele alea mecanice pătrate, așa? Nici să nu le văd, pare. Am un prieten, băga firele în răsarniță. Și termostatul în solar. E cea mai mare prostie aia. Eu, și zi, omule. Deși atunci am fost la legumicultor, la începuturile mele. Da. Și am văzut răsanițe electrice, încălzite electrice. Mi-a fost frică la început, în fine, am făcut-o până casă, mi-a convenit. Și ăla afară, dar pus frumos afară, în afară răsanițe, da. Și ăla a pus afară. Și când am avut contact, primul contact cu rezistența electrică și cu ăla, mi-am dat seama, direct acolo, în urmă cu 5 ani de zile m-am dus, băi frate, eu l-am ținut afară pe ăsta măsoară ca termostatul de la fierul de călcat trebuie să fie așezat pe substrat. Eu de-aia nu-l arăt pe ăla, pentru că este periculos, ăla trebuie să-l bagi din răsarniță. Deci firele mergeau non-stop, știi? Da. Aolo, când mi-a venit curentul, aolo, omule, dar de ce îl ții afară? Păi nu afară, ce? El măsoară temperatura firelor. Cum mă să-ți măsoare temperatura firelor? Da, e greșit și experiență, pățea 10.000 de fire de răsat.
Bun. Vă salutăm și noi, domnul Giovanni. Ce recomandați la îmbăierea semințelor de legume la semăna direct în pământ, semințe de țară netratată? Nu recomandăm semănarea direct în pământ. Asta ar fi prima... 1. 2. La mână, nu îmbăie semințele pentru că semințele de regulă sunt tratate și nu sunt tratate chimic. Mi-a spus doamna inginer acum. Da, am văzut. Așa este. Corect. Corect. Sunt tratate cu biostimulatori, deci nu mai avem substanțe chimice pe semințe. Da. Dar ele sunt tratate, așa se numesc, semințe tratate și nu fac lucrul ăsta. Din moment ce nu fertilizați plăcile de 200 ori, înseamnă că le puneți pe pământ pentru a-și înfige rădăcine. Da. Eu să cred că, da, asta am și spus atunci, ele se rădăcinează în sol, nu mai mișcă de acolo, când a mișcat-o o vinde. Ia câte una de acolo, nu? Nu, când o mișcă de acolo... O scot în altă zonă, da? O las că atunci tu când o miști, ea poate să, dacă este prea înrădăcinată, îți leșină. Da, clar. Da? Ea trebuie să fie vioaie, trebuie să fie, nu poți să-i vinzi omului un răsat leșinat. Da? O scot de acolo, o ud, o las o zi, două și pe urmă o vând, când este răsatul viguros. Da, dar nu le miști pe toate, ei, două, trei, două, dar trei. Nici nu apucă să le iau repede. De regulă, am avut clienți care, deci la mine răsatul de câmp îl vând în două zile. Atât durează vânzarea la mine. Și dacă îl iau, întotdeauna îl dau pe cel mai mare și rămâne și mai mic. Dă-mi așa, dă-mi așa, îl ia așa mic, știi? Aici spune domnul Bio Ioan, dacă anul trecut în Pitești a fost minim 1,5 doar o perioadă, știm că e concurență, dar un preț mediu corect sub 2 lei anul ăsta n-ar trebui să fie nici la producător, părerea mea. Domnul Bio Ioan, eu am vândut răsaturile până anul trecut cu 80 de bani. Anul trecut, deci în 2022 am vândut cu 1 leu. Da. Și tu vinzi de? Ardeiul de 5-6 ani, cred, cu 1 leu 50 și roșia cu 1 leu. Anul ăsta, anul ăsta o să... Aici să ne înțelegem. Eu făceam greșeala asta până de curând, da? Judecam întotdeauna, ăla dă cu nu știu cât, ăla dă cu, și am învățat de la un coleg, mai mic ca mine, da? Că nu e bine să judecăm pe altul, că fiecare știe ce a făcut acolo, da? Eu, de exemplu, având ca... Dar noi judecam pe aia din piață, mă, care nu știe ce vinde, mă, lasă-mă că am stat, am zis, m-am uitat la obor, cum vindeau aia răsaturile acolo, nu știa ce vinde și cerea 2 lei pe fir. Și eu terminasem răsaturile cu un leu de acasă, numai hibrizi, semințe de 20-30 de bani, bam. Aici corect. Intrăm în altă discuție, știi? Fiecare știe ce are acolo, da? Eu inputurile, de exemplu, obțin un preț foarte, foarte bun pentru ele, da? Turba, cum ți-am mai spus, am cumpărat-o cu 83 de lei sacul. Am cumpărat un tir, am sunat, am cerut 3 oferte, da? Am obținut prețul cel mai corect, care mi s-a părut mie dintre toate. Mi-am sunat colegii, băi, vrei turbă în zonă? Vrei turbă? Uite ce preț am obținut. Da, vreau 2 paleți. Da, vreau 3 paleți. Da, vreau 2 paleți. Da, vreau nu știu că, făcut da? Frumos. Da? A venit tirul de turbă. Turba costa 82 de lei și le-am zis că e 83 de lei, că un leu este manipulare. Adică am plătit stivuitorul și cu un manipulant care a ajutat la descărcarea lui. Da? La 500 de balanțe vine 5 milioane. I-am dat 4 milioane la stivuitor și 1 milion la manipulant. Aia e, știi? Adică eu n-am câștigat nimic, practic, doar mi-am obținut un preț bun la turbă. Și am împărțit turba, fiecare a venit și a luat câte 2 paleți, 3 paleți, știi? Au venit la mine și au luat turba. Eu mi-am oprit cât am considerat eu, da? Și am obținut un preț bun la turbă. Foarte... E o cheltuială mare. Eu aduc am turba la poartă. Bine, mai sunt 9 paleți. Uite, cât ai dat pe balotul de turbă? 120. Eu anul trecut am luat-o cu 65 de lei. Balotul. S-a dublat. Anul ăsta am luat-o cu 83. Da? Numai, da. Vezi că eu am vrut să zic de acolo, mie nu mi-a plăcut acolo altul, ăla are 250 de litri altul, nu? Da. E, uite, când pleci acum să luăm ruleta să măsori un sac de-al meu, să vezi cât de îndesat e, pentru că contează și densitatea în sac. Mi-am pus mâna pe un sac al tău și să măsurăm un sac, așa. Să-l cubăm și după aceea să cubești un sac. Eu aș face altfel. Eu aș proba altfel. Să umplem alveole. Umpli alveole. Îmi spui câte alveole faci dintr-un balot? Le fac presate, le fac altfel, în fine.
La prima vedere și la prima atingere turbina nu mi-a plăcut ca... Am folosit și chechila și asta care o folosesc acum. Chechila avea 280, asta are 250. Diferența de alveole e aceeași. Fac aceleași alveole. Depinde densitatea turbinei în sac. Bun. Costel Atodiresei. Bună seara, nu găsesc semințe de tomate country 301 la cantități mai mici de 250. Dați-mi o idee unde să caut. Nu o să găsiți mai mici, cel puțin dacă nu au cu semințe plante, nu găsiți pe niciun magazin online. Cantități mai mici și cumpărați un plic de 250 și jumătate sau păsați pentru anul următor, pentru că vă garantez eu cantități răsar 100%. Bine, trebuie să le depozitați corect, nu le țineți în solar sau afară în soare. Într-un dulap, undeva în casă. Poate să specifice lucrul ăsta, da? Dacă sun la semințe plante și spui, domne, vreau un plic de country taste care să-mi expire în 2024 sau 2025, da? Ei fac lucrul ăsta și îți dă unul care să... Tot country taste-ul e venit acum, n-au mai pus semințe. Nu știu asta, eu ce au semințe, deci au loturile, da. Tot lotul este nou. Și expiră probabil în 2025, nu m-am uitat. Da, și cei care vor să are pretenția asta, da? Da, puteți să specificați poate. Și vă dă un plic din ultimele loturi venite. Iar am pierdut aici. George Neagu, dacă la roșii am cules două, trei etaje și defoliez, pot pune din copilii rupte la roșii la 10 cm de planta mamă? Pot face o nouă recoltă? Puteți să-i înrădăcinați, dar nu la 10 cm de planta mamă. Îi rădăcinați undeva și după aia îi plantați. O să piardă primul rod, am făcut un experiment, dar rodul următoare o să produc. Eu i-aș înrădăcina într-un recipient cu apă. Da, în găleata cu apă. M-a uimit, doamna Mihaela, m-a văzut pe mine... unde merg eu la un solar în sat aici, că am rupt copilul și am pus la rădăcinat, am avut pe YouTube, și a doua zi copilul a roșiile și a văzut copilul mai. Și a strâns copilul și a aruncat tot o găleță, cu apă a lăsat în umbră, lângă solar. Și m-am dus eu, nu știu, la câteva zile, de săptămâni, și zice, uite-te-mă acolo, tu te-ai chinuit, te-ai pus în pământ, în pahare. Uite-te-mă acolo, când am ridicat așa, chiar nu mai rădăcină. Aveam un vecin, a cumpărat roșii de la mine. Și nu mai aveam răsat. Și bine că se mai îi trebuia niște răsat, știi? Și zic, băi, nu mai am. Dar ce fac? Ești tu copilii, puneți-i ceva cu apă și îi plantezi pe urmă. Păi merge așa? Da, merge așa. Deci este o variantă foarte bună de mulțire. Știți că o fac mulțire prin partea vegetativă. Rupem copilii în găleată de apă, în umbră deasă, deci nu în soare, în umbră deasă, permanent, până la rădăcinare. Când avem rădăcini... Sau semi-umbră. Nu, umbră deasă. Semi-umbra de vară e periculoasă, e prea puternică. Semi-umbră pentru mine înseamnă, de exemplu, plasă de umbrire. Și nu rădăcinăm acolo lângă firul de roșie, pentru că ăsta până se rădăcinează firul de roșie crește și ăsta nu o să mai aibă lumină, cu siguranță nu o să facă crește etiolat. Semințele hibrid care nu se folosesc se pot păstra pentru anul următor, clar că da. Domnule Dan, în al doilea ciclu, dacă solul nu este dezinfectat, vei avea 100% probleme cu nematodi. Eu am avut și am vorbit și cu specialiști de la Matca și mi-au zis aceleași chestii. Eu sunt convins că da, că nematozii persistă, dar putem să folosim hibrizi cu rezistență la nematozi. Nu mai sunt de acord cu dezinfectările cu substanțe chimice. Ce părere aveți că regulătorii sunt obligați să cumpere? Nu înțeleg aici, domnul Florin. Influențează gustul roșilor solului, dar și îngrășămintele chimice sau naturale. Bineînțeles că gustul este influențat de modul de creștere, fără dar și poate. Dacă lipsește nutrienții din sol, roșia o să fie forțată. Ea ajunge la maturitate pentru că genetică, deci, cele vor să se mulțească, să-și producă copii și copiilor sunt semințele din fructe. Și ea știe că semințele alea să fie bune pentru reproducere trebuie să fie coapte, aduse la maturitate. Pentru asta și roșește fructul. Deci, poate să fie o forțare, o
o coacere forțată și să ne ajungă la maturitate. Garantat, garantat. O roșie, precos, da, luăm precosul. Precos, două solare diferite. Unul lași pe el să coacă natural, unul intervii chimic, pot să spun că și însiși chimic, da? O să aibă gusturi diferite. Clar. Gabriel Simion, bună seara. Termostatul pătrat funcționează la fel ca fierul de călcat, nu trebuie pus în brază. Vezi că Gabriel Simion, din câte știu, este producător de răsaduri și de face culturi foarte mare. Cred că dumneavoastră sunteți domnul Simion. Păi exact, dacă e ca fierul de călcat, fierul de călcat detectează temperatura plăcii și declanșează. De-aia zicem că trebuie pus în brază, ca să detecteze, să simtă temperatura din răsadniță, ca să oprească cumva. El este termostat ambiental. El măsoară, dar nu măsoară temperatura firului. Pentru că nici nu avem temperatură la fir, că avem conductor de la rezistență, firul care este rezistență până avem conductor. Dar e în numele lui, e termostat ambiental, măsoară ambientul, da? Naidem Florin, ce părere aveți că legumicultorii sunt obligați să cumpere semințe românești pentru a beneficia de sprijinul cuplat la apia, legumele românești nevandabile? Sprijinul cuplat la apia, știi ceva despre asta? Știu despre sprijinul cuplat, nu știam că sunt obligați să cumpere soiul românești, chiar nu știam lucrul ăsta. Da. Deci a pus cu... și ce ajutor e ăsta? Să dă bani? Da. Practic, cuplează și cultura mare și cultura de spațiu protejat, da? Și dă o sumă. Nu știu cum se calculează suma aia. Am prieteni care iau. Dar nu știam că... Leon, bună seara. Un tratament pentru ploșnițe în solar. Pentru ploșnițe? În primul rând, ploșnița începe să apară de când... să treieră grâu atunci. Deci ea apare atunci, în perioada aia. Și atunci trebuie să intervii la primele... Eu folosesc mospilan de regulă, dar eu știu că ploșnița nu are un insecticid dedicat ei. Și atunci este mai complicat, că tu practic o îndepărtezi, dar ea apare din nou, știi? Nu trebuie să o lași să mulțească. Ea... depune ouă pe spatele frunzei, da, ca un fel de faguri așa de albine. Are niște pui mici negri, da. Ea trebuie să intervii atunci de când din pripă, știi, de când începe treieratul la grâu și ea fuge atunci. Și unde se duce? Păi în legume, da. Începe treieratul la porumb, mai rău vine atunci și insistă mai rău, știi? Și am zis, nu are un insecticid dedicat, sau cel puțin nu cunosc eu un insecticid dedicat. Eu așa folosesc mospilanul în principiu. Dacă nu, Andrei, salut, azi am făcut un pat de bălegar de 50 de cm, solarul are dublură, am două rânduri de agril și două rânduri de folie termică. Pot semăna direct fără încălzire? Mai spune-mi o dată, te rog. Pat de bălegar de 50 de cm, da. Solarul are dublură, da. Am două rânduri de agril și două rânduri de folie termică. Mă gândesc că peste patul de bălegar faceți o ramă, semănați în alveole sau chiar în turbă. Spune acum. Cum este acum, da. Dacă afară vei avea minus 15 grade, nu face față. Trebuie să ai și o sobă acolo, da, ca să intervii. Auziți, trebuie să fiți pregătiți cu o sobă. O sobă pe butelie pe care să o aprindeți noaptea acolo. E mică sobă pe butelie, dar trebuie să fac căldură. Alea fac căldură. Deci, în condițiile de acum, cu temperaturi de 0-2 grade cu plus noaptea, funcționează 50 de centimetri. Dar eu zic că face destul de căldură 50 de centimetri. Face, dar la minus 15 grade eu spun că... Întotdeauna răsadnița asta, patul ăsta cu gunoi de graj de proaspăt, trebuie pusă tot așa, pe mijlocul solarului, într-un colț, unde ne apropiem de margine, și să o protejați foarte bine noaptea. Noaptea e pericolul cel mai mare. Eu nu pot să merg la risc niciodată. Eu întotdeauna trebuie să fiu acoperit. La mine nu pot să mă risc cu ce fac eu. Că e vorba de investiție mare și eu trebuie să merg la sigur. Știi? Eu nu pot să mă joc. Ca și sobele, da? Sobele se calculează în funcție de kilowatts per metru cub. Știi? Și
aveam nevoie să știu câți kilovați am nevoie în spațiul ăsta, că habar nu aveam cunoștințe, nu știam, nu mă pricepeam nici să fac formulele de calcul, nici nu știam. Și am zis, bă, trebuie să găsesc o soluție, nu? Și am găsit firme care vând diferite surse de căldură, da, pe peleți, pe generatoare de aer cald și am un solar, ce solar ai? Cu folie dublă inflată. Ai folie termică, da. Ce suprafață ai? Atâta. Câte grade preconizezi că va fi seara? Minus 15, știi? Cât vrei să ai în solar? 10. Păi uite, pentru situația asta îți trebuie 120 de kW, da? Și atunci m-am orientat în funcție de ce mi-a spus ei și eu sunt acoperit pentru situația în care voi avea minus 15 să pot să produc gradele alea. Sunt mai acoperit de atât, da? Mă rog. E normal că trebuie să ai un plus, să ai de unde să scazi. Domnul Naiden Florin ne spune, încercați turba Pinstrup, este un ambalaj roșu, 300 de litri, sau Claustrof, un ambalaj albastru. Astea sunt Ferrari. Claustrof nu-l cunosc, dar Pinstrup-ul cunosc, l-am folosit, folosesc vara tot timpul la butaș, este foarte bună, are 300 de litri, dar nu pot să manipulez un sac singur. Da, e bună, și eu am folosit-o. Da, domnul Dani, puteți spune moldoveanul e funul în câmp. Sunt hibrizi recomandați pentru spațiu protejat, dar orice putem pune planta în spațiu protejat, putem să plantăm și afară. Corect. Deci recomandarea e pentru spațiu protejat, atât. Dar noi putem să-i punem unde vrem. Am termostat mecanic cu sondă. Da, au apărut ala și cu sondă, ăla da, alb, da. Alb, e și o variantă cu sondă, da, nu știam. Care s-o duci, nu știam. Am văzut și eu, la un prieten în sat aici, un aici care de la alb. Are sondă. Și chiar are sondă, știi, și măsoară temperatura, probabil. Da, dar care sondă vorbim de lucruri diferite. Același principiu. Da. E același principiu de... George Neagu, un clasament pentru turbă răsărit repicat. Pune tu, răsărit repicat, pentru semănat repicat. La legume. Da, la legume. La legume, toată lumea folosește chechila pe piață. Toate, este o invazie de chechila. Nu vă recomand chechila niciodată. Eu recomand TS3-ul, mi se pare cea mai bună turbă. TS3-ul e da. Cea mai bună, clar. Dar uite, anul ăsta eu n-am mai găsit TS3. Eu am găsit, dar nu mi-a convenit. E și mai scumpă? Da, e mai scumpă. Deci, eu folosesc turba de la ăștia, de la Marcoser, da? Am fost mulțumit de ea. Acum, zice, între, chiar are un nume de ăsta ciudat, de nu pot să-l pronunț și nu pot să... Da. Așa. Deci, astea treilea și... Da, și eu ca ordine am... TS3-ul Klasman-ul, care ar fi cea mai bună Klasman de repicat și de semănat. Chechila la mine nu intră în discuție, deci eu mie nu-mi place chechila. Am luat de câteva ori cât un sac așa și mi-a părut foarte rău. Bine, n-am avut altă variantă. După aia a venit turba Dumona de la Semințe Plante, pe care o au doar cei de la Semințe Plante. Anul trecut am luat de semănat. Aia de semănat este, nu știu, parfum, înțelegi? Mi-a plăcut maxim. Uh-huh. Dar din cauza că au box paleți de aia mari, înțelegi? Și eu nu pot să bag în curte cu liza asta. Vorbești de cea la Big Bag. Big Bag, așa. Da. Big Bag, am mai explicat greșit. Și a trebuit să o carg de la poartă cu galeta. Și de-aia n-am mai luat domâna, că luam domâna mie, mi-a plăcut maxim domâna. Și am luat la sac pentru că așa e car saci. Da, 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 am înțeles. Mamă, cât am cărat la domâna cu galeta noaptea la 10. Stăteam ca să duc în solar, ca a doua zi trebuia să umplu alveole, să... Deci am zis Klasman, Dumona și Pitmos. Pinstrup ăla se încadrează la semănat cu brio. Ce semințe de capi am recomandat? Ce părere aveți de hibridul Colibri F1? Cunoști Colibri? Da. Este un hibrid foarte rezistent, dar... Tare? Îți spargi capul cu el? Da, dar nu-l recomand. La gust nu-l recomand. Și la capie eu vă recomand... Red Pia F1.
O să dau și câteva fire să pui la tine așa. Deci eu n-am văzut, nici n-am văzut nici la captor. Probabil a fost un an bun, a prins locul bun acolo. Deci eu n-am văzut la captor ce a făcut răpia. Da, la capia caut de regulă hibrizi toleranți la TCV. Ce se minte pui la capia la răsat? La răsat de vânzare, da. Captur. Captur? Da, da. Deci vă dați seama, dacă el vinde, și asta pui de multe, nu? Da, și la soiuri urechea, că fac și cele de câmp, pun urechea. Deci la soi, la alea ieftine jumulite, cum ne zice noi, da, jumulite, da. Pui... Pun ureche de elefant și o dau cu Sonovo, 40 de bani. Sonovo, da. Sonovo, da. De la sârbi, sârbi parcă, nu? Sârbi, cehi. Sârbi, parcă. Sârbi. Dacă face răsadul de vânzare din captur, vă dați seama ce calitate are la răsaduri. Capturul face răsadul foarte frumos. Știu că și eu am avut captur în solar, am avut 500 de plante. Îi băgam pe toți în curte, hai nu să vedeți ce înseamnă ardei în solar. Are... La sârmă. Toți erau, wow, wow. Are problema mare, cea mai mare problemă a capturului. Are prezistență la TSE. Da, pe lângă, da, persoanele care cumpără și au un suloren micuț nu se confruntă cu problema asta. Problema lui este că face o pauză între ardeiul de la clece, da, de jos, până la celălalt face o pauză. Știi, are o pauză în care nu o să ai fructe, nu o să recoltezi de la el. Uite întrebare aici. George Neagru ne întreabă, cum rămâne cu stropitul doar cu personal autorizat? Mai găsim substanțe pentru micii grădinari? Mamă, ce mai nimerit aici. Deci, doamna Magda n-a fost foarte bine informată, ne-a spus că nu s-a aprobat legea, dar am discutat ulterior, chiar astăzi, când a ajuns la mine, și el e foarte bine informat, la sper să ne spună deci, ce e vorba. Asta, cred că e cea mai bună lege care a fost dată în ultimul timp, da? De ce? Ea se referă la produsele de gradul 1 și gradul 2 de fitotoxicitate, iar din cele cu gradul 3, cele cu cap de mort, da? Produsele astea nu se găsesc în fitofarmacie. Eu personal nu cunosc o fitofarmacie care să folosească, să aibă pe raft produsele astea. Să poți să comercializezi așa ceva este foarte greu, da? Deci astea practic sunt produse care ai luat un pic din ea și ai murit. Sunt produse toxice, nu se găsesc pe raft. Sunt o trăvuri, practic. O trăvuri. Eu sunt specialist. Deci legea a fost clar referitoare la... substanțe de gradul 1, 2 și 3. 3 cele cu cap de mort, atât. Nu, deci da? Ce găsim noi în fitofarmacii n-are nicio legătură cu legea. Da? Deci pe noi nu ne amenință cu absolut nimic. Absolut nimic. Da? Absolut nimic. Dimpotrivă ne protejează, pentru corect. Că probabil sunt persoane care folosesc produsele alea și este foarte bine că sunt controlați, încearcă să-i controleze. Practic s-a găsit cadrul legislativ pentru... În cazul în care va fi cineva care va folosi, da, adică cine folosește lucrul ăsta și mi se pare foarte normal, să apeleze la o firmă specializată pentru așa ceva. Nu poți să stropești tu neștire cu gradul 1 și gradul 2, chiar dacă găsești. Care fac dezinfecție și dezinsecție în spații, în clădiri, în instituții. Da. Tot așa, sunt autorizați, au instrucțiuni de folosire a substanțelor, pentru că folosesc niște otrăvuri, au niște timp de pauză în care se intre personalul înapoi, au echipamente de protecție. Deci, cam la asta s-a referit. Știi că eu sunt legea. Și... Știi că acum eu am înțeles perfect. Sunt și specialist fitosanitar, da? Da. Deci, ca să fiu specialist, am dat un examen la fitosanitar, care îl am toată viața. Da? E, la... Cele cu gradul 1 și gradul 2 trebuie să te duci să dai examen în fiecare an. Deci în fiecare an. Acolo se actualizează, vin legislații noi. Nu e chiar așa. Da? Problema mare nu e asta. Problema la asta, știi, la dezinformare asta a fost că toată lumea citea titlul. Nimeni nu citea conținutul. Da. Toată lumea citea titlul. Și chiar a fost că sunt pe un grup de ăsta la facultate cu ECO. Mamă, ce m-a încertat cu ei acolo. Mă, oamenilor, citiți, mă, conținutul, mai citiți titlul. Știi că toți... Nici, crede-mă că și eu la fel am făcut ca majoritatea, cum zici tu, am citit titlul. Și nu am știut că este vorba doar de substanțele astea din gradul 1, 2 și 3 de risc. Nici n-am știut. Deci eu am văzut youtuber care a ieșit și a început să țipe în gura mare, ne bagă la pușcărie, ne face, fără să știe despre ce e vorba și mă uitam, bă, frate. Cum să te-a pus să faci un material despre un lucru pe care nu studiezi? Nu vreau să-i dau numele, că nu vreau să... Mi-e rușine de rușinea lui. Dar
mă rog, în fine, ce vreau să remarc în privința asta, da? Cel mai grav nu e lucrul ăsta. Asta e, s-a întâmplat ceva foarte normal, da? Gravitatea problemei este următoarea. Gravitatea problemei, deci este foarte normal să nu poți să stropești cu produsele toxice. Astea sunt impuse de Uniunea Europeană, da? Problema nu este la Uniunea Europeană, problema este la noi în țară. Așa văd eu lucrurile. La noi în țară nu putem produce cu grup, nu putem stropi cu grupa 1, grupa 2 și o parte din grupa 3, deci de la celelalte în sus, 3, 4, 5, da? Dar importăm din Turcia, din Macedonia și din alte țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, da? Vă dau un exemplu, în Turcia sunt 12 din 12 luni e cald. Ei 12 din 12 luni se luptă cu dăunătorii, da, care se mulțesc în neștire. Practic ei stropesc din disperare, da? La noi ne luptăm 4, maxim 5 luni pe an, da? Foarte puțin față de ei. La ei grupele care v-am spus se găsește pe raft. Când te duci în magazin să-ți cumperi un suc, da? Se găsește pe raft. Stropesc în neștire, da? Și fructele, noi fructele le aduce nou. Noi le importăm și le mâncăm, da? Problema e la noi în țară, nu e la Uniunea Europeană. De aici pleacă problema. Că noi acceptăm să vină fructele alea de acolo, nu? Noi acceptăm și nu avem control. Știți cum se face un control în vamă? Știți cum se face? Un control în vamă se face în felul următor. Dacă o firmă a trecut odată de control, ea nu va mai fi controlată, da? Iar controlul se face prin sondaj. Deci trece prima dată curat și după aia... Da? Infim, e frecție la picior de lemn. Deci să vă dați seama ce mâncăm noi din afară și asta înseamnă o concurență neloială. Nu zic că e bine să stropim și noi cu grupa 1 și grupa 2, dar dacă noi nu stropim, mă, de ce să lăsăm pe alții să ne aducă să mâncăm așa ceva? Vedeți unde este problema? Bun. Să știi că suntem 120 de persoane pe live, adică vorbim cu 120 de persoane. Tu nu ai experiență cu lucrurile astea și nici eu nu mi-am dat seama să ți zic. Că m-am aprins puțin acum. Da, e o problemă foarte gravă care este prost înțeleasă și... Uleiul de lim este cel mai bun pentru proșnița verde. Trebuie intervenit la timp pentru că se înmulțește foarte repede. Exact cum am spus. Iată, preventiv. Din timp și preventiv. Bio Ioan, lumina la răsaduri după răsărie e suficientă cu o dublă de folie termică? Dacă mai instalezi pe bare de cultură și tuneluri alte straturi de agri, le desfacem zilnic, dacă e frig și ziua? Dacă sunt germinate deja. Da, dacă sunt germinate, dacă după răsărire e suficient cu o dublură de folie termică. Dacă este și frig și ziua, putem să lăsăm un strat de agril peste răsaduri, dar pentru o zi, nu o săptămână. Deci a doua zi este frig, trebuie să intervenim cu ceva acolo să încălzim, dar trebuie să dăm agrilul la o parte. Domnul George Neagu, ce îngrășăminte foliare sau vertigare recomandați pentru florile cultivate în turbă? Ca foliare avem fel și fel de substanțe. Aici vorbim de chimic. În funcție de ce vrem să facă planta, găsim variante de MPK care să ne ajute la dezvoltări vegetative sau generative, adică să înflorească. Avem și foliare și, bineînțeles, radiculare. Sunt MPK-uri cu compoziție diferită, tot așa, în funcție de ce vrem să facă planta, să crească vegetativ sau generativ. Nu știu, la fitofarmacie găsiți și cu siguranță. Dar vorbim de chimii, totuși sunt flori și nu le mâncăm. Vlad Ioan, chichira e groaznică, anul ăsta am luat dumona de la semințe plante, oricum e nu trebuie mai mult de 2 saci. Chichira se usucă foarte tare. Da, adevărat, asta și am spus și eu despre... Dacă apucă să usuce, este foarte greu să o uzi. Nu mai revine așa ușor. Trebuie să treci de 2-3 ori peste ea. Asta e un defect al ei. George Neagu, amestec îngrășământ cu eliberare controlată în ghivecele de turbă la flori. La un sac de 250 de litri de turbă, 750 de grame de îngrășământ cu eliberare controlată.
adică 3 grame pe litru de substrat. Așa se socotește îngrășământul cu eliberare controlată. 3 grame pe litru de substrat și ca să-l face și mai bun, încă 10% sau 25 de litri de per litru. Asta este amestecul cu care am mers eu anul ăsta și am fost foarte mulțumit. Cum e necesitatea repicării? Cu spațiu suficient ar fi ok semânarea directă în 70-45, adin 45 castraveți și vinete în 32 și 28, etc. Repicarea este obligatorie, punct. Nu mai discutăm de repicare. Aici s-ar putea să te lovești de o problemă marți. Știu. Fiecare vede în felul lui. Știu. Eu consider că repicarea este obligatorie, punct. În primul rând și cel mai important lucru, din cauza limitării spațiului germinativ. 1. Pe o suprafață semănăm mult mai multe semințe în alveolele cu celule mici. 1. 2. Șocul. Deci eu nu am reușit, credeți-mă că nu am reușit să fac răsaduri de roșii până nu le-am repicat. Deci la început nici eu nu le-am repicat. De ce nu să mai e multe? Pun acolo și gata. Alea sunt cele mai urâte răsaduri. Cele mai urâte. Se lungesc, n-au stabilitate și așa mai departe. Deci, repicarea din ceea ce privește pe mine este obligatorie. Fac și eu răsaduri nerepicate, de castraveți, de dovecei, dar restul repic tot. Șocul mutării, șocul pe care suferă planta în momentul mutării, o întărește. Îi întărește sistemul radicular, îi face o pauză de creștere vegetativă, de aici intervine nealungirea. O să vorbim în viitor și despre importanța repicării. Pentru iarba, dintre rândurile de legume din grădină, cu ce herbicid pot da? Sapazin. Avem aici pe domnul Oleg Grama, care ne-a spus cel mai bun herbicid. Sapazin se numește. Sau folia de mulcire. Sau folia, pe da, între rânduri. Folia o pune pe rânduri. Și vrea și între rânduri. Nu. Așa spune, între rânduri. Uite. Acum, în primăvară, mi-am cumpărat folie maro și vine peste tot. Eu nu sunt de acord cu folia peste tot. De ce? Pentru că consider că trebuie întreruptă între rânduri, să fie întreruptă între rânduri, ca să se poată oxigena pământul, solul la nivelul rădăcinilor. Rădăcinile, ca să se dezvolte corect, au nevoie și de oxigen. Dacă noi uniformizăm, chiar dacă avem gaura aia de plantare, nu este suficient. Uite, facem proba anul ăsta, e primul an care am luat, n-am folosit până acum. Până acum luam din alea pe rânduri, da? Acum e primul an care am luat peste tot și facem diferență. Și o să ai o problemă cu călcatul, știi? Când calci o să se tragă folia, da? Și după ce plantezi o să-l tot ascunta. Asta e teorie, vedem la practic acum. Bine, dacă montezi tu cu suiușuri și coborâșuri, faci biloane. Nu știu, e primul an, dar văd acum. Deci eu din cauza asta nu sunt de acord, dar am văzut ceva diferențe pe la salată, pentru că am fost nebun. Salata la început, când am început și am văzut că am semnat câteva semințe acolo și am răsărit ceva. Băi, nu se poate, e ceva imposibil, ceva minunat, e ceva... Da. Deci am fost și eu. La început. Și după aia se pun eu cu folie de mulcire. Dar ce folie de mulcire? V-am dus și am cumpărat folie de la magazinul de materiale construcții, am așezat-o pe brazde, îmi pare că nu mai am, m-am supărat tare și am șters peste 2000 de poze din primii ani. M-am supărat eu tare, am avut niște probleme personale. Și am așezat folia pe brazdele alea înălțate și am măsurat cu rulet, am făcut niște măsuri și tăiam cu cutterul așa, pătrate, exacte, identice și ce? Muncă de sifilitic. Grădina lui Claudiu, exact, asta este motivul pentru care m-am apucat de grădinite organe. Legumele din Turcia și China sunt cele mai toxice. Era de acum, din nou, bună seara, dacă am făcut o răsadință pe jumătatea unui solar de 6 metri, pe pat de bălegar, 60 de centimetri grosime, bine izolat, agril, folie termică și dublură, pe acea jumătate rezistă la minus 10 grade. Doamna Elena, de acum, dumneavoastră, vă că ați respectat recomandările mele, dacă avem minus 10 grade, eu sunt convins că noastră nu o să dormiți acasă, o să stați acolo, și dacă aveți agril și folie la îndemână, dublăm, mai punem un strat. Trebuie să aveți un termometru cu sondă, adică cu un fir,
pe care să-l lăsați la răsaturi și afișajul afară ca să puteți să monitorizați temperatura din interior fără să dezveliți, da? Și solar de 6 metri, păpat de băligare. Totuși, niște folie termică n-ar strica să faceți acolo încă o solarel, să faceți un fel de dublură. Improvizat! O să vedeți că vă ajută foarte mult dublura. Mai ales ziua dacă este temperatură mică afară. Deci mai ales ziua. La 60 de centimetri rezistă dacă și învelește. 60 de centimetri băligar. Doamna Elena de acolo este o clientă care a venit la mine de la 200 de kilometri anul trecut. A cumpărat toate răsadurile de la mine. Și acum a gândit să treacă răsadurile. Și am pierdut un client. Dar eu mulțumesc că am pierdut-o pentru că despre asta e vorba aici. Asta vreau să fac. Mă refeream la grădina, în grădina la țară. Da, am înțeles. Nu dăm cu erbicid în grădina, în nicio grădină. Folosim folie de mulcire pe rând dacă nu avem timp. Între rânduri, în mod normal, din cauza nu știu, acțiunii mecanice pe care o facem pe sol, când facem o tractiune pe acolo. Eu. La, cu amcultura de vinete în câmp, la afară, îmi pun folie de mulcire și îmi palisesc cultura, da? Nu o las să cadă, o palisesc. Și între rânduri, întotdeauna va ieși iar. Și afară pe ce palisesc? Ai araci? Da, am niște fier, fier striat de 16. Da, araci, la fiecare plantă, nu? Nu. A. E mai complicat de explicat, vii și îți vezi atunci. A, faci alea așa? Nu. În fine, vedem atunci. Facem un tutorial, cum să palisează vinetele afară. Și arde eu, la fel îl fac. La vară mă mut la tine. Și între, da, crește iarbă între rânduri și am o motocoasă dintre aia, da, am o husbarnă și intru cu motocoasa ușor așa și dau printre rânduri. Și am scăpat de el. Și faci și mulcire, de fapt ai folie. Până. Am folie între... Da? Auzi, intrați cu motocoasa, dar e periscant. Constantin Maria, mai durează până ne întoarcem la clientele pentru fructe și legume românești. Le vrem egale și strălucite, nu prea ne plac alea cu defecte de la producători. Nu vreau să deranjez pe nimeni, dar nici nu ar trebui să deranjez pe nimeni, pentru că ăsta este adevărul. În România am început să cumpărăm cu ochii de mulți ani și este un lucru extrem de greșit. Asta e cea mai mare problemă la noi în țară care o văd eu. Da? Toată lumea cumpără cu ochi. Există pe piață centrale profesionale făcute special pentru răsadnițe care să mențină o temperatură constantă. Da, dar nu poți să începi cu o centrală de aia, pentru că probabil că costă 1000 de euro. Stompa aqua lasă reziduri în sol? Stompul e un erbicid preemergent. De ce crezi că l-au scos după piață? Auziți, răspund, nu mai îl găsim. Mai bine că nu-l găsim. Să apăzim. Au venit niște variante, da, înlocuitoare, în câte știu le-au scos și pe cele. Domnul Naidin Frân, cum a folosit domnul inginer folia de mulcire fără să aibă probleme cu nematozii și fără de defecție chimică a solului? Există o folie tratată special cu soluție specială? Nu. Pur și simplu n-am deci avut. Deci ai avut cerușire plantat? Nu mai precoz. Deci tu faci ciclu 1 pentru ciclu, program. Da, la ciclu 1, iar la ciclu 2 rila și precoz. Depinde, mai fructuiesc. Tu rupi la ter cu precozul vara, cu ciclu 2. Eu pun precoz pentru că dacă pun altceva, da, vin ceilalți cu precoz și o să-mi ia fața. Pentru că precozul e cel mai gustos. Am mai spus și o susțin. Și atunci... Eu știu, precoșul vara, eu știu din Angro când ajung, stăteam pe acolo nopți, întregi. Și toți conduceam, păi, a ajuns precoș, dacă intra cineva cu precoș, era bulu pe el. Da, da. Dar era și preț, era cel puțin dublu față de părăsul roșilor. Iar toamna mai depinde ce caut, știi, dacă caut să vând roșie coaptă, vin tot cu precoș. Dacă mă interesează doar gogoneaua, verzitura, vin cu rila. Da, rila face pe face o gogonea albicioasă și face cantitate față de precoz. Deci stompul lasă reziduri, probabil și de asta l-au și spus.
Eu, Ioan, am folosit folia Maro, super pentru începători și care muncesc singur. Nu, burien nu se mișcă, prinsă pe locul cu agrafe, păstrează solul umed și e curat. Da, trebuie avut grijă cu folia de mulcire la udare, pentru că udarea trebuie diminuată. Da. Ori da. Cantitate mică în fiecare zi, cum face și Nike, sau cantitate mai mare și udăm, verificăm înainte să udăm, să nu... Dar, în mod normal, așa ar fi cel mai bine, pentru că și noi mâncăm în fiecare zi, știi? Și dacă venim cu apă proaspătă, adică cantitate mai mică în fiecare zi, este eu așa cel dau mai corect. Eu așa dau exemplul ăsta, știi? Dom'le, când se dau o dată la săptămână? Sau uite, am avut o chestie... Faci și tu șocurile alea de udare. Faci câteva da. Șocuri. Am avut o chestie și toată lumea mă întreabă, dom'le, cum să ud când cumpără? Și întotdeauna la tomate recomand, e stilul meu, e părerea mea, da? Recomand primele 2 săptămâni de la plantare să ude des, da? Să aibă umiditate continuă, ca să poată să-i dea rădăcinile adventive. Pe urmă să reducă din dar apă. Nu... Dar ea la început are nevoie de umiditate pentru a-i dea rădăcinile adventive. Dacă tu ai plantat-o, ai udat atunci și te duci la ea peste 2 săptămâni, cum să-i dea aia? Eu așa... Adventive, da, dar vezi tu cu odată asta des la început atunci la plantare, îi ții rădăcinile mature, le ții în cub, îi dai apă acolo. Dacă faci un șoc de udare imediat după plantare, adică uzi și lași câteva zile, obligi rădăcinile din cub să plece. Eu spun că am făcut probă și așa și așa și pleacă în vegetație mult mai repede dacă o ajuți la început și pe urmă îi diminuezi din apă. Dar îi dai șocul pe urmă. Am înțeles, da. Adică am încercat și așa și așa. Fiecare cum se obișnuiește. Cristian Ion, bună seara, vă rog să-mi explicați și mie care este diferența de semănat între alveolele de 104 și 288. La ce seminte vă referiți? La tomate, la ardei? E destul de târziu. Da, în principiu ardei semănăm în 288, în 104 semănăm roșiile câte 2, 3, 4 semințe în cub. Am destul de videoclipuri pe YouTube în care am arăt modalitatea mea de semănare. De exemplu, eu semănă roșiile în 288. Cel mai bine ar fi să experimentați și să vedeți exact care este diferența. Contează foarte mult și cantitatea de substrat pe care o avem la rădăcină. Dar nu mai sunt nici întrebări. O să oprim acest live pentru că este destul de târziu, s-a făcut 9. Ma. Nu o fără 10. Avem câte ore? Nici nu văd aici câte ore. 3 ore. Mamă, 3 ore. De cel mai lung live al meu. Vă mulțumesc pentru prezență. Eu vă aștept marți seara la un nou material live în care o să am un invitat mai deosebit. O să vedeți atunci despre cine este vorba. Și bineînțeles vă aștept în continuare pe canalul de YouTube unde să revin cu informații din grădină foarte constant în această perioadă. Îi mulțumesc domnului Nache pentru prezență. Încă o dată vă spun că o să las în descrierea acestui live Facebook-ul lui, un link direct de la Facebook-ul lui, unde puteți să-l contactați pentru întrebări și, bineînțeles, de ce nu pentru achiziții. Dacă se interesați de răsaduri, de plante aromatice, discutați cu el acolo. Vedeți ce produce și cum vă poate ajuta. Nu știu ceva la sfârșit ca să... În primul rând vreau să le mulțumesc pentru întrebări și abia aștept următorul material. Îți place, da. Nu? E mai greu cu distanța, noi stăm foarte departe. De fapt, nu foarte departe, dar la o oră nepotrivită înseamnă foarte departe și în perioada asta suntem extrem de ocupați. Bun. Da. Sănătate și numai bine.